Bună seara, stimați telespectatori! Sunt Denis Rifa, începem emisiunea 40 de întrebări. Iată regulile emisiunii. Îi voi adresa invitatului meu 40 de întrebări. Pentru fiecare întrebare va avea două minute să răspundă. Dacă îi mai rămâne timp, iar eu consider că este necesar, invitatul poate folosi timpul rămas pentru a răspunde la celelalte întrebări. De asemenea, invitatul meu are dreptul să refuze să răspundă. Să începem! Îl am alături de mine pe actorul Florin Zanfirescu. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Vă mulțumesc de invitație! O bucurie și o mare onoare să vă avem aici la 40 de întrebări. Aveți o carieră impresionantă în teatru și cinematografie, iar cinci dintre pericolele în care ați jucat au fost propunerea României la premiile Oscar la categoria Cel mai bun film străin. Ați colaborat cu generații diferite de regizori creând roluri remarcabile sub bagheta lui Stere Gulea, Lucian Pintilie, Alexa Visarion, Sergiu Nicolescu, Nae Carantfil sau Cristi Puiu. Ați moștenit din familie vocația pedagogică și timp de 23 de ani ați inițiat în arta actorului și a magiei studenții Universității de Artă Teatrală și Cinematografică București, pe care ați și condus-o în calitate de rector. Pe lângă cariera artistică, românii vă cunosc și pentru declarațiile politice tranșante și spuneți despre dumneavoastră că sunteți român patriot cu dragoste de neam și țară. În plan personal, ați fost căsătorit de trei ori, aveți doi copii care sunt actori, la fel ca dumneavoastră, și patru nepoți. Mi-am propus ca prin intermediul acestor 40 de întrebări să vă cunoaștem așa cum sunteți dumneavoastră cu adevărat. Sunteți pregătit? Începem? Totdeauna am fost pregătit pentru Suntți unul dintre cei mai populari actori din România, iar în 2002 ați primit Ordinul Național pentru Merit în Grad de Cavaler, conferit de președinția României. Tot în acel an, ați devenit doctor în arte cu lucrarea actorie sau magie. Vă citez, în lucrarea mea, afirm că singura formă reală de magie magie însemnând relația dintre două persoane și nu mutarea obiectelor din loc, este arta actorului. Pentru un actor cu experiență atât de vastă, m-a surprins însă următoarea dumneavoastră declarație. Vă citesc din nou. Privind retrospectiv, mi-am dat seama că am pierdut foarte mult timp. Nu am făcut rabat, dar am jucat totuși în scenarii slabe, timp în care mai bine citam o carte. Din 50 de filme, 20 puteam să nu le fac. Dar asta e. Urmează întrebarea. Unde începe și se termină magia? Magia este o caracteristică a adevărului. Când minți, nu mai e nimic magic. Magia este o formă de comunicare subterană dintre oameni. Noi comunicăm verbal, vorbim. Eu am un exercițiu în care am demonstrat studenților mei că nu ne înțelegem din cuvinte decât 20%. Noi credem. Eu ți-am spus. Și tu de ce nu ai înțeles? Păi eu am înțeles așa. E, comunicarea adevărată este dincolo de cuvinte, din cauza asta spun că arta actorului este o meserie, eu zic că este cea mai importantă meserie, cea mai importantă preocupare a omului. Mai important decât orice, decât medicina, care înseamnă lucru, lucru cu corpul străin, decât chimia, decât fizica, decât arta actorului este a lucra cu tine însuți și cu cel din fața ta. Mulțumesc! Printre premiile cu care ați fost recompensați de-a lungul anilor, se află o distinție pe care nu am mai regăsit-o la niciunul dintre invitații mei până acum. Mulțumesc. În 1985 ați primit premiul revistei Flacăra pentru modestie. Da. da. De modestie ați dat dovadă și în mai 2009, când Casa de Cultura din orașul natal, Călimănești, a primit numele dumneavoastră. Ați spus așa atunci. Este un moment la care nu am visat. Este momentul la care cred că s-a referit Gheote când a spus: Clipă, stai. Și cred că tot modestia se află la baza uneia dintre cele mai neașteptate declarații ale dumneavoastră. Vă citez: Acum, când pot să trag oarece linie, pot să spun că eu am făcut tot ce am putut și că, da, sunt lucid. Nu consider că am foarte mult talent, nici nu fac parte dintre actorii care sunt fericiți să dea peste tot autografe, să facă poze cu toată lumea. Nu asta mi-am dorit. Urmează întrebarea. V-a deranjat vreodată celebritatea? O de multe ori. Pentru că de mic copil dorin să fiu, eu ziceam, artist, dar mă referam la teatru. Dar. Pe lucrurile alea ziceam, mă, mă voi face artist După aia mi-am dat seama că trebuie să zic actor uh, Nu mi-am dorit niciodată Ca urmare A experiențelor mele De scenă Să primesc laude Sau eu știu, aplauze pe, str pe stradă E drept că acum Am fost la un spectacol în care joacă Fiul meu La teatru Notara Și când am ieșit în hol După spectacol lumea a început să mă aplaude pe mine. Și am zis, ce aveți? A zis, pentru băiat. Da, mulțumesc, da. Trebuie aplaudat el, le-am spus. Deci, nu pentru notorietate. Pentru mine fiecare spectacol a fost o experiență, un experiment de acum ar fi, dacă ar fi. Dacă ai fi doctor, dacă ai fi criminal, dacă ai fi Isus, dacă ai fi orice rol dacă ai fi Richard al iii pentru că noi, oamenii, spune asta de mult undeva, carageale, și nu numai el, suntem ca un bob de rouă. Bobul de rouă reflectă tot cerul de deasupra lui în mic, acolo, în mica lui oglindă. Mulțumesc! Și eu mulțumesc! Ați jucat în telenovele. Iubire ca în filme și Aniela, iar pe celebrul personaj Gigi Dumbravă din Inima de Țigan și Regina, toată lumea îl știe. Vă citez. Eram la mare și pe plajă, lângă noi, un individ a venit la mine și mi-a spus Nu vă supărați, vreau și eu să vă strâng mâna. Vă admir foarte mult pentru rolul lui Țugurlan din Moromeții. Iar eu i-am zis, domnule, mi-ai luat o piatră de pe inimă. Am crezut că pentru Gigi Dumbravă. În ciuda acestei reacții, ați spus că iubiți personajul Gigi Dumbravă și că nu de puține ori v-ați identificat cu el, vă citez din nou. Uneori îmi mai spunea nevastă mea că am început să-i semăn. Era orgolios, dur și arivist, dar avea un curaj pe care l-am invidiat. Era activ și capabil, o adevărată forță, dar totodată sensibil și delicat, statornic în pasiunile sale. Pitoresc în exprimare și foarte curajos. Am să-l țin minte toată viața pe Gigi Dumravă. Urmează întrebarea. Cât de mult semănați cu Gigi Dumravă din inima de țigan? Deloc. Nu, deloc. Mi-am luat niște modele. Când am primit rolul și am început să lucrez, început... avantajul când joci într-un serial, pentru mine nu e telenovelă. Nu știu ce înseamnă telenovelă, depinde de temă. Dar când joci în mai multe episoade, este un serial. Și te comporți, asta spunea și Dinică și Marin Moraru, Dumnezeu să-i odihnească, când sunt în fața aparatului de filmat, eu nu diferențiez că e telenovelă sau serial sau film. Eu joc un rol. Și avantajul este că în acest rol, în serial, te poți dezvolta. Poți dezvolta personajul pe multe episoade și e mult mai bogat decât un film de două ore unde trebuie să comprim totul. Și se poate asta. Dar pentru mine Gigi Dumbrava a fost un experiment în care și el m-a modificat, nu seamănă cu mine, nu semăn cu el, n-am avut niciodată asemenea veleități, dar pe parcurs ajunsesem să semăn. Și a trebuit să fac într-un fel dezintoxicare cumva, adică să mă liniștesc un pic, că nu am conturile alea în bancă, că nu aș fi acționat ca el în multe situații din film și că eu sunt altfel. Am avut niște modele pe care le-am urmat fără să vreau să le imit. Nu știu care a fost întrebarea. Cât de mult îi semănați lui Gigi de din inimă de țigan? Nu îi seman. Nu seman. Cât durează o dezintoxicare? Depinde. Un personaj? Depinde. Unii în străinătate se făceau și cursuri speciale pentru dezintoxicare de rol. Esrig, în Germania, a avut o școală atanor, David Esrig, care prelua actorii care au suferit traume din urma unor roluri și îi, timp. îi curăța de aceste traume. Atât. Cine a fost model pentru Gigi Dumbrava? Uite, la întrebarea asta nu vreau să răspund. Profit de ocazia, dreptul de a nu uh, răspunde. Mulțumesc. Am notat. În 1987, la 38 de ani, ați interpretat rolul lui Țugurlan în filmul Moromeții, regizat de Stere Gurea, după romanul omonim al lui Marin Preda. citez dintr-o cronică de film. Florința Ampirescu îi creează lui Țugurlan un chip de neuitat, slab, dar vânos. Om la locul lui, dar țeapăn. Nevoiaș, mândru, întunecat, dar ironic, deștept și apric. În 2017 ați revenit pe platourile de filmare la Moromeții 2. Practic, ați interpretat același personaj în două epoci diferite. Prima dată pe timpul lui Ceaușescu și a doua oară în capitalism. Analizând cele două pelicule, presa a punctat schimbările care s-au produs astfel. Spre deosebire de moromeții unde timpul stătea în loc, moromeții 2 pare construit mai degrabă pe ideea că timpul nu mai are răbdare. Urmează întrebarea. Câtă răbdare a avut timpul cu Florința Ampirescu? Nu, timpul a avut și timpul are răbdare, fiindcă nu are probleme. Răbdare prea multă, socotesc eu că n-a avut regizorul, Gulea. Eram singurul actor care a fost în primul film. Singur. Și rolul pe care îl aveam aici, așa era scris. Era un rol mic, dar putea fi prezentat mai altfel decât grăbit cum a fost prezentat. Gulea a avut răbdare. Da, logica filmului e logica regizorului. Mulțumesc! V-ați născut pe 12 aprilie 1949 în orașul Călimănești, din județul Vâlcea, dar ați copilărit în satul Șerbănești, la polele masivului Cozia. Vă citez. Copilăria mea a fost a unui băiețel foarte sărac, care nu avea decât o singură jucărie, un caleidoscop. În rest, jocurile mi le făceam singur, alături de alți copii din satul Șerbănești. Vă plăcea să vă imaginați că sunteți haiduci. Și odată ați plecat pe muntele Cozia, unde v-ați rătăcit, așa că v-au căutat cu miliția. Poate cea mai mare trăznaie a fost atunci când ați construit o plută cu prietenii, v-ați lăsat hainele pe mal și ați plecat doar în chiloți, pe Olt, în speranța că aventura se va încheia la Dunăre. După vreo 18 km pe la Râmnicu Vâlcea, vi s-a făcut foame. Și frig. Ați abandonat pluta și v-ați întors acasă, pe jos, pentru că niciun șofer nu a oprit să ia niște copii plini de noroi. În tot acest timp, părinții care vă găsiseră hainele pe malul râului trăiau o tragedie, crezând că v ați necat. Când ați ajuns acasă, înainte de a primi de mâncare, ați primit mai întâi o mamă de bătaie. Corect. Mai târziu, când ați ajuns dumneavoastră părinte, ați declarat așa. De făceau copiii mei jumătate din prostiile pe care le-am făcut eu, îi omoram. Așa e. Vreau să știu cât ați păstrat din copilul zbăpăiat la maturitate? Urmează întrebarea. Cât de mult v-a domolit viața? M-a marcat foarte mult o poezie scurtă, un catren al lui Bertolt Brecht. M-a marcat atât de mult încât îl știu și acum. Vârfurile mele le-au dărâmat, văile mele le-au astupat, peste mine acum trece un drum lesnicios. M-a domolit viața. E adevărat, nu de tot. Drumul nu chiar lesnicios, dar lasă, da, lasă, Asta, asemănările cu mine cel de altă dată, nepoților mei, care îmi seamănă foarte mult, mă onorează cu asta. Am patru nepoți, toți băieți, toți diferiți, unul de altul, dar toți seamănă cu mine. Ce asemănări de altă dată v-a domolit viața? Păi, în viață există și suferințe. Adică nu pot să fii fericit tot timpul, deși eu mă uh, recunosc că toată viața mea am fost de o veselie debordantă. Mi-am mi -am terminat cartea de amintiri și acolo apare undeva, când o să o public, o să se vadă că râdeam într-una. Și fie iarnă, fie vară, totul era veselie în viața mea. Dar suferințe au existat. Multe și nu vreau să le. De până acum, că nici nu am cui reproșa. Eu mai mult, am, suferințele mele sunt datorate mie. Am optat greșit, am păi ales am greșit, tine. am înțeles greșit și am evoluat și eu cum am putut. Mulțumesc. Eu încerc să păstrez. Mulțumesc. <laughs> Proveniți dintr-o familie care nu a avut o viață ușoară tatăl a fost învățător, dar după venirea la puterea comuniștilor a fost dat afară din învățământ, fiind acuzat de simpatii legionare. Vă citez. Atunci ca să avem ce mânca, am plecat la bunicii din partea mamei care aveau ceva pământ și animale. Acești bunici locuiau în șerbănești și reușeau să se descurce financiar, mai ales datorită prunilor pe care îi creșteau în livadă. Ați spus așa, făceau țuică și cu țuica aia ne țineau pe noi, pe mine și pe sora mea. Am fost și eu, Salahor, la pruni. Vreau să știu dacă în copilărie v-ați amețit vreodată cu țuică. Urmează întrebarea. Cât timp v-a scos țuica din sărăcie? Asta e o întrebare bizară. Până în 89, tot satul ăla de acolo, care era un sat de munte și aveau prun peste tot și toți oamenii aveau, tot satul a făcea țuică, cum să zice, în secret cazan propriu. Dar se făcea și la centru, că trebuia să te duci, că să faci o porție acolo, să predai la stat. Era o zecioială, luai 50, 50%. Era 50%. Îți lua statul. Parcă muncise statul pentru bruma de produse care le avea. Dar după aia oamenii făceau și țuica lor, ca să nu dea tot la stat. Că cu țuica aia, unii mergeau la piață și vindeau la kilogram. Alții vindeau de la unul la altul, îți plăteai oamenii la lucru dacă aveai șantiere sau ceva, la coasă, la nu știu. Adică țuica aia era un plus cu care te salvai. Pe la un moment dat noi am mers la Șerbănești și am stat în clasa a doua și a treia și jumate dintre a patra acolo pentru că tata a fost dat afară din învățământ. Și mama era caznică, Și, da, și mama era casnică. Și nu am simțit foamea. Acolo bunicii săraci aveau vaci cu lapte, aveau grădini, aveau zarzavaturi, legume, găini, porc. Deci noi nu am simțit foame. Bani nu aveam. Împușcam leu, mergeam la bălciu din Sfânta Maria Mică, care se ține în fiecare an la Călimănești, cu câte 20 de lei, ca să cumpărăm și noi ceva acolo, adunați prin muncile noastre de copii. Vindeam licheni, vindeam, nu știu, cadunam ca să avem și noi bani de bâlci. Vă mai dau timp? Nu. Cu că v-ați amențit în copilărie? Da. Uh, uh, ca orice copil aveam și o durere de măsele, din de lapte, cred că Și eram învățat, domnule, ia... erau frunte, se numea. Suica aia tare de la când începe începe să, să curgă. Și aveam un ciocanel de frunze, frunte. Și luam câte o gură și -o, că trece, maică. Și după aia nu scuipam. Cred că era alcool metilic și Bă nu dau era, timp. nu era bine. Dar odată țin minte că mama zice, hai că mergem astăzi să plivim porumbii. Aveam niște porumbi. Păi este o grădinuță acolo. Nu aveam pământ, dar avea o grădină mică. Și ca să plivești purumbii care erau miște, pleci să rupi codițele alea, alea, frunzele. Și eu cădeam în cap. Pentru că mama nu știa, dar eu eram amețit, am mai luat câte o gură, am mai luat câte o gură pentru măsea și până când s-a prins și m-a culcat la umbra, acolo, culcă de domnule, în sfârșit. M-am amețit odată, da. Mulțumesc. Încă din adolescență, visați să deveniți vedetă, lucru care a făcut-o pe mama, care și-ar fi dorit să ajungă actriță, să râdă de dumneavoastră și să spună așa: Uite ce prostie, vedete sunt numai femeile. Doamne! Cuvintele mamei v-au derutat, dar v-ați liniștit în momentul în care ați aflat din dicționar că și bărbații pot fi vedete. Până la urmă, mama va a învățat primele poezii a insistat să urcați pe scena căminului cultural din Călimănești, iar apoi v-a susținut în facultate la Institutul de artă teatrală și cinematografică din București. Dumneavoastră ați ajuns un actor celebru, ați jucat în zeci de piese de teatru și în filme. În 2002, pentru întreaga dumneavoastră activitate, ați primit premiul pentru excelență în cinematografia română. Pe mama care a fost martora ascensiunii dumneavoastră, Ați pierdut-o în 2019, la 95 de ani. Ați pus atunci așa. Mama m-a făcut actor. În clipa în care a murit ea, am simțit că nu mai vreau să joc teatru. Parcă a încetat obligația mea. Urmează întrebarea. V-a făcut moartea mamei să renunțați la actorie? E o întrebare la care nu mă așteptam pentru că e poate cea mai serioasă întrebare care mi se poate pune mie și pe care mi-o pun și eu însumi. Mama la 95 de ani a murit. Suferință, normal, a murit mama. Dar chiar eram acolo, că am fost la mormântare, normal, și încet, încet simțeam un fel de descătușare, dar nu descătușe, nu eram încătușat. Simțeam așa un fel de relaxare, de indiferență. Eu nu mai vreau să joc teatru. Simțeam o deresponsabilizare. Și mă uitam. Mi-am dat seama, da, mama m-a cartelat, am zis eu. De când aveam doi ani. Ea stătea cu mine, era casnică și eu pui. Și ea iubea poezia și m-am învă învățat. Da, poezii. Regina ostrogoților. Dan, capitan de plai. Ce știu, poezii de moartea lui Fulger. Și mi s-a prins acest alt, această altoire cu poezia, și după aia. Că eu până în liceu n-am jucat teatru, nu aveam unde. În liceu am jucat. Dar suflet, odată simțe. cu moartea mamei, Așa. parcă a pierit totul ca un fum. Am venit la București și am anunțat că mă retrag din cariera asta. Nu mi-a părut bine. Dar mă gândeam dacă mama murea când eu aveam 50 de ani și eu trebuia să mă retrag. Ce ați făcut? Nu știu. Nu știu. Mulțumesc. Visul mamei dumneavoastră a fost să ajungă actriță, da. însă părinții au retras-o de la școală în clasa a șaptea. A văzut de casă și de familie și a avut o viață grea și plină de lipsuri. Vă citez. Mama era autoritatea în casă și tata o asculta. Mama dădea ordine. Ea era capul familiei. Asta nu am împiedicat-o să joace în piese de teatru, alături de alți actori amatori, să vă învețe primele poezii și să vă încurajeze să participați la concursurile de recitatori. Tot ea v-a susținut pe dumneavoastră și pe sora mai mică să vă face studiile la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică și să deveniți amândoi actori profesioniști. Astfel, ați ajuns ceea ce ea a visat, dar nu a reușit niciodată. Urmează întrebarea. Și-a luat mama revanșa prin copiii ei? Din plin. Și sora mea, Luca Zanfirescu, știe asta. Am o singură mică povestire. Eram tânăr actor, dar deja aveam peste 30 de ani și mergeam la. În întâmpinarea mamei care venea ven, venisem la Călimănești. Și mergeam în întâmpinarea ei, că știam că vine de la Șerbănești. Și am întâlnit-o la jumătatea drumului, era comuna Sălătrușel. Și acolo era un sfatul popular și mama stătea în mijlocul drumului și era certată de veterinara din curtea sfatului popular. Că de ce n-ai fost acasă? Eu am auzit, veneam ușor. De ce n-ai fost acasă când am venit la dumneata să vaccinez vacile, că mă fac să fac drumuri, nu știu, țipa la ea. Și e tăcea. Și la un moment dat, fiindcă țipa foarte tare, am auzit-o pe mama spunându-i, fără ca să vrea să fie auzită. I-a zis încet, vai de capul tău și de ști tu ce copii am eu. Mi-a venit să plâng. Am sărit la luptă cu. Vedeți, ce ai, domnule? ești nebună, domnule. Cum e femeia asta, bătrână și o jignești pe ăsta? Dar când am auzit-o, că refugiu ei, liniștea ei, pacea ei, păi și când dădeam telefon, e acum, mai înainte de a muri. Ce faci, mamă? Mă gândeam la tine. Ceea ce era adevărat. Deci, da, mama a fost. Răzbunată. Total. Bine, a venit la toate premierele. Mama era cel mai bun critic. Când îmi spunea mama că mi-era frică, e mama în sală și nu te poți juca. Mulțumesc. Ce frumos mă încadrez în timp. După zi grea de muncă la câmp, mama vă citea seara la lumina lămpii din cartea O mie și una de nopți pe care o aveați în casă în ediția tipărită cu alfabet chirilic. Da. Când nu mai putea rezista de oboseală, întrerupea cititul și vă spunea că veți afla finalul poveștii în seara următoare, punându-vă astfel răbdarea la grea încercare. Ați povestit așa, eram înnebunit, așa că m-am apucat să învăț să citesc încet, încet am buchisit alfabetul slavon înainte să merg la școală. Literele chirilice exercitau asupra mea o mare fascinație. Lectura a devenit o pasiune. Păzeam vacile pe izlazul de la Șerbănești și citeam. Remarc ambiția de care ați dat dovadă doar ca să aflați cum se termină povestea Șeherezadei. Urmează întrebarea. Cât de tare vă enervează să depindeți de cineva? Păi, dar n-am depins niciodată de nimeni. Când mi s-a reproșat sau mi s-a atras atenția că aș depinde de cineva, am fugit mâncând pământul, m-am retras din toată afacerea. Nu vreau să depind de nimeni. Am fost și sunt și acum toată viața un om pe picioarele sale nu am nevoie de cârje, de sprijin, de proptele, de ajutor, de pile, de relații. Niciodată n-am apelat la așa ceva și acum mi-aduc aminte mama mea acolo la Călimănești aveam și noi țuică de vânzare și când am reușit eu la facultate am reușit pe locul întâi și m-am dus acasă și am anunțat tuturor că am reușit la teatru. Unul a zis, e, ce, maică s-a cuțuica, l-a ajutat. Adică mama s-a dus pe la comisia, la Costache Antoniu, la cine mai era în comisie și le-a dat țuica. Doamne, mi și rușine să spun. Atât am vrut să spun. Mulțumesc. Mergem cu prima întrebare roșie. Ați crescut în aceeași curte cu vărul dumneavoastră primar, care era cu cinci ani mai mare și care avea să ajungă renumitul părinte Ghelasie de la mănăstirea Frăsinei. Vă citez. Numele de mirean al părintelui Ghelasie a fost Teodor. Își făcuse într-un pod un fel de birou din tot felul de uluci și acolo avea destul de multe cărți. Și ori de câte ori avea vreo revelație, mă chema. Ninule, vin să-ți povestesc ceva. Părintele Ghelasie a fost considerat un fel de călugăr yogin. Nu avea pat în chilie, era autodidact și citea în greaca veche. În anii 90, în jurul vorului dumneavoastră, s-a creat un fel de școală. Era înconjurat de ucenici și era vizitat de mii de credincioși, printre care se aflau foarte mulți intelectuali. Și dumneavoastră l-ați vizitat la mănăstirea Frăsinei. Ați spus așa, Aveam cu el discuții minunate. La el, la Frăsinei, am văzut miracolul înfăptuit. Chiar dacă proveneați pe linie maternă dintr-o familie de preoți, ați spus că l-ați descoperit pe Dumnezeu la maturitate. Vreau să știu dacă ați fost unul dintre discipolii părintelui Ghelasie. Urmează întrebarea roșie, Ați avut nevoie de ajutor ca să îl găsiți pe Dumnezeu? Nu. Nu. Noi când eram copii, nu vorbeam despre Dumnezeu. Nici cu dorul. Făceam cuțitașe, făceam bici de pognit. Ne jucam pe drum cu gheoage, cu... Adică nu aveam... Și scriam poezii, scria și el. El a ajuns la mănăstire la maturitate. Și acolo a rămas și a devenit un călugăr model, nu știu cum să spun. A devenit o persoană cu care toți... Hai să spun altfel. M-am dus odată la frăsinei și un, că... un alt călugăr de acolo zice, sunteți rudă cu frăsineiul care acum e într-un litigiu mare de tot. Nu știu de ce. Ce se întâmplă la frăsinei cu actualii. Uh, și zice, sunteți rudă cu părintele Ghelasie? Zic, da. Și zice, trei generații înainte și trei generații după dumneavoastră sunteți scutiți de păcat din cauza acestui părinte. Și am zis, vorbi serios, ce nu știți cine e părintele Ghelasie? Păi știu, da, chiar așa. Am și niște miracole petrecute acolo. E mult de spus. Nu ținem la timp. Nu, nu, nu. Am scris în carte. Vă cart dau timp, spuneți-mi un miracol. Nu, nu, e lung. Am scris în cartea mea, care va ieși cândva pe piață. Am scris cu amănuntul. E un... E un... Nu se poate spune așa, că nu pot. Deci, nu el m-a tras. Noi avem, din educație, de mici duși la biserică și aveam... Momente de îndoială, de ce Dumnezeu, ce, Uita, în perioada timp. comunistă, care Dumnezeu nu i ca la maturitate, încet și sper și copiii mei să descopere de plin că ei cred în Dumnezeu, dar să descopere odată cu voi. Nu cred că există om care înaintea morții să moară ateu. sau să rămână ateu. Deci ne face credincioși frica de moarte? Nu numai frica de moarte. Nu numai frica de moarte. Dar nu există om care să moară ateu. Mulțumesc. Mai mulți actori români au renunțat la carieră, alegând rugăciunea și viața monahală. Actorul Dragoș Păslaru, care s-a remarcat în filmul Drumeț în Calea Lupilor, s-a călugărit și a devenit părintele Valerian. Iar actrița Monica Fermo, un sex simbol al anilor 70, a devenit maica Ecaterina și a trăit în chilia unui mănăstiri din Ierusalim, în apropierea Sfântului Mormânt. Dar trăiește. A murit anul trecut. Nu știa prietena și colega dumneavoastră de generație, celebră artistă Corina Chiriac, a mărturisit că după un moment dureros din viață, s-a gândit și ea să se retragă la mănăstire. Fiind întrebat dacă v-ați gândit vreodată la călugărie, ați răspuns așa. Eu am convingerea că suprema rezistență și tărie este să rămâi în lume și să lupți cât poți, nu să te retragi ca Zaratustra. Urmează întrebarea. Ce v-ar face să fugiți de lume? Nimic. Nimic. Ar fi multe de spus aici. Am niște păreri bine definite pe care n-aș vrea să le. Părerile mele, argumentele mele pentru mine. Îmi place. Nu, nu. Îmi place până la sfârșit să rămâi pe te meterezele vieții tale. Nu acuz pe nimeni dintre cei care s-au retras. Merg vara la Dragoș, la Valerian, știu și pe Mariana Buruiană, care iarăși e retrasă în felul ăsta. Dar eu nu m-aș retrage. Trebuie să rămână cineva și în prima linie. Mulțumesc. Vă citez. Am trecut prin toate fazele iubirii. Nu a fost zi în care să nu fiu îndrăgostit. Prima dată ați spus că v-ați îndrăgostit la trei ani de o îngeriță, de pe o gravură religioasă pe care o aveați acasă. Așa e. Ați povestit așa. Îngerița aia a fost în ariparea tuturor viselor de iubire. Noaptea mă gândeam că o iau în brațe și zburam cu ea. Apoi, în clasa a 1, v-a furat inima o colegă. Iar prin clasa a 6-a v-ați făcut curaj și i-ați recurat în buzunar o poezie de dragoste scrisă de dumneavoastră. Abia în clasa a 10-a fata v-a dezvăluit ce impresie i-a făcut poezia și a urmat o poveste de dragoste. Vă citesc din nou. Omenirea ar fi mult mai săracă și mai pustie dacă nu ar exista femeia așa cum este ea acum. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a dat-o. Sunteți perceput ca un bărbat cuceritor. Ați avut tot timpul alături femei frumoase și inteligente, de care, într-un final, v-ați despărțit. Aveți la activ trei divorțuri, peste care ați spus că v-a fost foarte greu să treceți. Urmează întrebarea: Femeia este înger sau demon? Nu știu, dar este atât de bine că există femeia. Și ca un. cum se cheamă? Când vrei să adaugi ceva. Și acum sunt îndrăgostit. Ca un plus, ca un. Pentru că am scris și spun, toată viața am fost îndrăgostit dar poți să fii îndrăgostit de orice. Odată fica mea era pe la 16 ani și a spus, tata, sunt îndrăgostită și eu m și speriat. De cine? Și a zis, de dragoste. E o stare. E o stare de, de deschidere, de îmbrățișătoare. O stare care te face să iubești tot ce înjur. în jur să-ți să vibrezi, să te bucuri și să te mai și superi. Mulțumesc! Cele mai emoționante amintiri din copilărie au legătură cu bomboanele de un leu la cornet pe care le lingeați în palmă până se topeau. Cu prima întâlnire cu Moș Crăciun, când i-ați spus mamei să vă țină că vă cad picioarele de emoție, <laughs> Sau cu băiețelul frumos, cu părul lung, buclat, pe care îl pupau în parc fetițele mai mari. Da. O altă amintire puternică se leagă de o carte mică, descoperită într-o ladă a bunicilor, care se numea Arta de a seduce femeia. Unde ai citit asta? Și pentru că nu ați înțeles titlul, i-ați arătat-o tatălui. Vă citez. Eu nu am înțeles ce înseamnă seduce. Adică, unde să se ducă? Mă da. întrebam. Și tata mi-a smuls cartea din mână și mi-a dat și o palmă. Urmează întrebarea. Când ați învățat arta de a se duce? N-am învățat niciodată. Eu a trebuit să mă lupt, a trebuit să deosebire de fiul meu, care are un succes la fete, a avut întotdeauna. Dar eu m-am chinuit mult ca să cuceresc o femeie. E adevărat că după aia m-am chinuit ca să mă despart. acum intrăm în intimități care mie îmi fac plăcere, dar mă ceartă toți din jur că vorbesc despre intimități. Nu. Arta de a seduce duce... Feme... Era o, cred, o, o broșură. Și eu am citit. Că parcă văd și acum, era pe copertă o femeie și, nu știu, arta de a se seduce și eu am zis... unde să se ducă, domnule? Ce, tăticule, ce e asta? <hie> Domnul Coace, mi-a <hie> luat-o și, mi luat și n-am mai găsit-o niciodată. Cred că a pus un foc. <laughs> Mulțumesc. Și n-am învățat să se duc nici acum. N-am învățat, nu știu. Am notat. Mergem mai departe. Ați fost căsătorit de trei ori. Vă citez. M-am amăgit cu căsătoria ca maimuța care alege cea mai colorată mărgică. Eu nu m-am uitat la calități, la potriveală. Am vrut să arate bine. Așa că am avut niște neveste superbe. Abia apoi mi-am dat seama că nu sunt cum trebuie pentru mine. Rodica, prima noastră soție, vi l-a dăruit pe Vlad. Și v-ați căsătorit chiar în perioada în care ea era însărcinată. Căsnicia nu a durat mult, dar ați spus că v-a dat o primă mare lecție de viață. Vă citesc din nou. Ah. Mă iluzionam juvenil că o voi schimba. Iar prima lecție a fost aceea că oamenii nu se schimbă. Apoi v-ați căsătorit cu actrița Valeria Sitaru și ați devenit părinții Ștefanei. A doua căsătorie v-a dat încă o lecție. Am fost căsătoriți 12 ani, dar am sesizat că de la un punct încolo devenisem ca frate și soră. Dacă stadiul ăsta ar fi fost atins atunci când eu aveam 55 de ani, iar ea 50, nu ne despărțeam. Dar aveam 38 de ani, eram prea tineri ca să ne resemnăm atât de repede. Urmează întrebarea... Lecții sunteți pregătit să mai primiți? Sunt uluit de ce mi-ai spus, sunt șocat, vroiam să evit asemenea subiect, iar de răspuns n-am ce să răspund. Totul e o lecție, totul. Ultima lecție pe care o învață un om și cea mai importantă este atunci când închide ochii. Pentru că toți suntem în așteptarea acelui moment cu o imensă curiozitate și în același timp și cu teamă. Pentru că există versul lui Eminescu, iar ochii închiși afară, în lăuntru se deșteaptă. O vedea. Ni se spune, suntem educați, suntem pe tema asta, dar vine momentul acela pe care îl vom trăi individual, fiecare. Și eu sunt foarte curios, abia aștept. Și cred că există deschiderea în interior a ochilor, a privirii. Dar abia aștept. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. Al treilea dumneavoastră mariaj a fost cu actrița Cătălina Mustață. V-ați îndrăgostit de ea când vă era studentă. Ați așteptat-o să își termine studiile. V-ați căsătorit și a urmat un mariaj de 21 de ani, cel mai longeviv pe care l-ați avut. Însă, dacă despre primele două soții vorbiți cu respect și afecțiune, nu același lucru s-a întâmplat și după al treilea divorț, marcat de scandalurile care au ținut prima pagină a ziarelor. Presa a scris că, după ce ați primit la partaj jumătate din terenul casei de la Mogoșoaia, v-ați construit acolo o altă locuință. Astfel ați devenit vecin cu fosta soție. Vă citez. Ea a tras un gard mare de 2 metri între noi să nu ne vedem. Eu îmi văd de ale mele. Urmează întrebarea roșie. Sunteți un vecin bun pentru fosta soție? Eu cred că sunt un vecin inexistent. Eu, e mai mult de un an de când n-am văzut-o. Dar și acum un an, dacă am văzut-o, a fost odată când treceam, treci cu mașina pe stradă și am văzut-o intrând și am văzut-o la volanul mașinii ei. Mi-a întors capul și atât. A, atunci am văzut-o, dar înainte încă trei ani. Deci stăm în așa fel încât dacă vreau să o văd, o văd. Mă urc -o, o scară și mă uit peste gardă. Nu fac asta. În rest, nu. Dar ea este un vecin atât de bun. Parcă nu există. Numai că îi văd mașina câteodată să vede că e o mașină în față acolo. Nu, nu. Și a trecut totul. Sunt peste 10 ani. Sunt amnistii totale. Uh, am iubit-o foarte mult. Nu vreau să dezgrob morții. Am trăit 21 de ani împreună. Nu regret și n-aș vrea să repet. Mulțumesc. Mergem mai departe. Presa a scris că sunteți la patra soție, dar dumneavoastră ați clarificat anul trecut situația spunând că nu sunteți căsătorit și ați dat mai multe detalii despre partenera dumneavoastră. Daciana este medic și are grijă să vă luați în fiecare zi cele 18 pastile pe care le aveți prescrise. Tot ea a reușit să vă convingă să renunțați la țigări după ce ați fost fumător 45 de ani. Vă citesc. Daciana este șansa și norocul vieții mele și al copiilor. Îi iubește enorm și pe ei și pe nepoți. Este tot ce mi-am putut dori de-a lungul întregii vieți și am găsit abia la final. Are grijă de mine și cred că aș putea să trăiesc 100 de ani. Urmează întrebarea. Prelungește iubirea viața? Cum să nu? Vai de mine, păi da neiubirea scurtează viața. Dacă n-ai nimic, Nichita are expresia asta de neiubire. Nu știu în ce poezie. De un om neiubit este un om care cam trăiește degeaba. Adică, vai de capul lui, un om neiubit. E minunat, în primul rând, e minunat să iubești. Asta îți dă un clocot, îți dă, te ține, îți dă funcționalitate. Dar să nu fii iubit pe o mamă care să te iubească, un copil care să te iubească, să fii necesar cuiva, să, să simți că cineva are nevoie de tine. E foarte important. Iar aș putea vorbi începând de acum până de seară despre să fac o apologie cu privire la Daciana. N-am să o fac. Deși mă rog la Dumnezeu să mă lase cât mai mult datorită ei. Mulțumesc! Cântăreața Corina Chiriac v-a fost colegă de facultate, vă citez: Ne-a legat o prietenie strânsă de-a lungul multor ani. Eu o admir, zic că și ea mă admiră pe mine. Avea o gură cu totul excepțională a la Brigid Bardot. Te uimește, rămâi cu ochii numai la buzele ei și avea o voce foarte frumoasă și când vorbea, și când juca, și când cânta. Deși ați iubit o pe marea noastră artistă, ați spus că între dumneavoastră și ea a fost mereu doar o prietenie sinceră, pentru că v-a refuzat elegant de fiecare dată când i-ați făcut avansuri. Ați povestit așa. Acum vreo 20 de ani, la o petrecere de ziua mea, i-am zis, Corina, cât am stat eu după tine, toată tinerețea mea, nu vrei să mergem în grădină să ne dăm pe brazdă? La care ea zice, nu pot, pentru că am pantofi cu toc. Urmează întrebarea cât timp ați visat la Corina Chiriac? Niciodată. Hai să fim serioși. Corina mi-a fost colegă și nu din cauza asta, că putea... În clasa mea erau foarte multe fete. Mai era Tamara Crețulescu, care era de o frumusețe statuară și talentată. Și era Mihaela Arsenescu, care e o mare actriță a Iașului acum. Deci am avut colegi, dar ideea să te cuplezi cu o colegă de clasă, nu mi-a venit. Tot timpul îi spuneam și făceam curte, dar nu vorbeam serios până la capăt. După ce ne-am la școala, am tras-o să vină, uh... i-am fost partener și a spus să vină actrița la Giulești. Și a fost un an, dar ea n-a putut juca nimic din cauza turneilor. Și până la urmă, doamna directoare a zis, Corina, ne lași, că te țin degeaba. Deci, Corina este permanent admirată, permanent iubită, și niciodată agresată. Eu n-am făcut parte dintre oamenii care veneau noaptea să-i cânte serena de la fereță sau să mă pun cu telefoanele pe ea. Niciodată. Mulțumesc. Mergem mai departe. După facultate, a cerut să fiți repartizat la Teatrul de Stat din Târgu Mureș, unde director era marele regizor Iorg Harag, care reușise în acel moment să adune cea mai bună trupă de teatru din România. Da. Acolo ați avut roluri importante în piese scrise de Anton Cehov, în Luca Caragiale, Mihail Sebastian, Pablo Neruda. În 1973 ați primit premiul de interpretare masculină la Festivalul Tineretului de la Pietra Neamț cu rolul lui Petre din spectacolul Speranța nu moare în zori. Tot la Târgu Mureș v-ați cunoscut prima soție și a venit pe lume fiul dumneavoastră Vlad. În 1974 ați venit la Teatrul Giulești din București. A urmat o perioadă foarte grea. Vă citez. Am stat într-un an în 11 locuințe, când mă izgoneau de peste tot. Mă însurasem, aveam nevasta gravidă și nu mă mai primea nimeni. Mi-aduc aminte că aveam o mombră și plecam cu tot ca la balăcul într-un geamantanaș dintr-un loc într-altul. Am stat și într-un taberei și la cucea de piatră, și la piața Matache, și la gara. Urmează întrebarea... De ce era dat afară din casă actorul Florin Zampirescu? Păi n aveam buletin de București. Eu aveam viză de flotant. Și chiar și cu viza de flotant mă duceam, trebuie să-i fac și nevestimii viză. Ea era studentă la conservator. Așa gravidă. Și când proprietarul vedea, băi, îi fac lui ăsta viză de flotant cu nevastă sa, și asta acum naște. Și voi fi obligat să iau un spațiu că nu poți să arunci copilul afară din, din casă, să-l arunci în stradă. Și atunci zice, nu te supăra, nu-ți fac viză. Și mă mutam că, câte -cât, o lună. Mai bătea nu știu, tu mă și pe mine o lună, dar atât, și fără viză. Și a fost greu. Numai tinerețea. Tinerețea este o forță cum firul de ghiocelu poate să răzbată prin asfalt. El iese nu știu ce forță are acolo căpșorul la lui de ghiocel. Și eu eram un fel de ghiocel acolo. Ieșeam, răzbătăm. Dacă aș fi acum în situația de atunci, eu cred că aș muri, aș face infarct. Am stat patru ani într-o cabină de teatru. Patru ani! Am plecat în armată din cabină și m-am întors în cabină. Păi, asta e o viață foarte grea. Nu mai știu întrebarea, dar cred că am răspuns. De ce erați dat afară din casă? A, de-aia eram dat, că era gravidă. Ce să fac? Mulțumesc. Mergem mai departe. La scurt timp după venirea în București, ați divorțat de prima soție și v-ați mutat în cabina din Teatrul Giulești, unde ați locuit timp de patru ani sărac și fără casă, era ținsă bogat în roluri. I-ați interpretat pe Rică Venturiano, pe Voicec, sau pe Ion din Năpasta. Criticii scriau așa despre dumneavoastră. Arderea este semnul sub care se exprimă arta actoricească a lui Florin Zampirescu, de unde și relativ facil a lui distribuire în roluri dramatice, în care cotidianul este mereu înfiorat de umbra misterului și a tragicului. În acea perioadă ați jucat în filmele Tatăl Risipitor, Mere Roșii și Dincolo de Pod. Însă primul rol principal într-un film l-ați avut abia la 28 de ani, în 1977, în pelicula Iarba Verde de Acasă, în regia lui Steregulea. Prestația dumneavoastră a fost foarte apreciată, iar criticul de filme va sârbu vi se adresa astfel. Stimate Florin Zampirescu, cred că ești foarte mulțumit a ieșit în fine din statutul de actor de plan 2, dar nu oricum, ci cu un rol bun și într-un film de succes. Urmează întrebarea. Cât ați luptat ca să ajungeți în prim plan? N-am luptat deloc. Mă întreba odată Rodica Mandache, în perioada de alea, mă, cum faci tu de joci mereu în filme? Și eu atunci mi-am pus și eu întrebarea. Și zic, Bă, lui, că eu cred că la toate premierele românești de film, care se dădeau la, pat, la, nu la patrie, la scala, eu sunt prezent. Că se dădea lunea și lunea ne aveam spectacole. Și normal cum mă să văd și eu filmul. Și după ce era premiera, se ieșea în rolul la mare și te întâlneai cu toți actorii care jucaseră, care nu jucaseră și cu regizorii care făcuse filmul, dar nu numai cu ei și cu cei colegi. Și așa, din vorba, zice, băi, Florine, numai la tine nu m-am gândit. Zicea că de un regizor care venise și el la premieră. Ia, vii mâine să dai o probă. Adică acolo ne întâlneam. Și nu era obligat să mă știe toți pe mine și să se gândească la mine. Dar văzându-mă acolo, zice, măi, numai la tine nu m-am gândit. Vino mâine că facem niște fotografii. Și uite, așa se întâmpla că jucam și în patru filme, am avut un an în care am avut patru roluri principale într-un film. Într -un, în film. În anul în care am jucat uh, Năpasta, în anul în care am jucat Rămân cu tine, în, anul, în același an am jucat Pădurea nebună și în același an am jucat Cale Liberă al unicul Stan. Deci, patru roluri principale. Asta e tot. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. Poeziile pe care le-ați învățat de la mama le recitați tot timpul, chiar și atunci când aveți febră. La șase ani ați câștigat și primul premiu pentru recitare. Erați atât de pasionat de poezie încât petreceați ore întregi recitând în camera dumneavoastră atât de tare încât vă auzeau oamenii care treceau pe stradă. Pe 27 martie 1966 era Țilicianul care a fost selectat să reprezinte Argeșul în emisiunea concurs de televiziune Dialog la distanță. Atunci a luat medalia de aur pe țară ca recitator cu balada populară Meșterul Manole. După acel succes, ați primit sute de scrisori de la admiratori și admiratoare din toate colțurile țării. Pe plic, la destinatar, era scris recitatorul din Călimănești. Exact. În ciuda acestui talent special, ați renunțat la poezie când ați ajuns actor profesionist, pentru că, deși ați fost membru de partid, nu ați vrut să fiți obligat să ridicați o sanale cuplului Ceaușescu. Urmează întrebarea roșie. Care este cel mai mare compromis pe care l-ați făcut? Era firească întrebarea asta. Păi, în perioada comunistă, teatrele aveau niște obligouri. Atât de o sută piesă românească, 40% piesă străină, 40% piesă, 60% piese românești. Uneori jucam și eu în piesele românești. Odată, la după un spectacol, undeva în provincie, pe aici, pe la s știu pe unde, după ce am terminat spectacolul, vine la cabină, cineva zice, ne te cheamă o doamnă. Am zis, pentru autograf sau ce știu Și m se am văzut o doamnă în vârstă, așa, părul alb, aproape alb, doamnă serioasă, bună seara, domnul Zanfirescu, eu sunt română-doamnă. Domnul Zanfirescu, n-am -am mai putut răbda și am venit să vă întreb. Da, să un actor talentat și teatru din București când vine în provincie, noi venim toți, că suntem provincial și vrem și noi să vedem teatru. Dar cum vă puteți permite să jucați asemenea porcării? Am înțepenit. Pentru un salariu, domnul Zanfirescu. Doamnă, nu trăiți în România? Ce să fac? Cum să... Și nu era o piesă patinică, era să numea cine ucide dragostea, de Dante Chilă era o piesuță așa, mai, dar totuși partinică. Ce era să faci? Ca să poți juca în Meșterul Manole, ca să poți juca Richard al III-lea, ca să poți juca, nu știu ce, anonimul venețian. Mai trebuia, doamna directoare, și dacă îmi dai timp, am să spun în o întâmplare. Vă dau. Pentru că, uite, trece timpul. Uh, m-am trezit chemat la direcție și ce Florine, vezi că n-am putut să te mai feresc, doamna directoare, te duci mâine, poi mine, la operă, unde regizor e Tudor Mărăscu, care era și regizor la noi în teatru, că ai și tu un text de recitat în fața tovarășului Ceaușe. Nu știu când, ce ocazie. Paul, când Și m-am dus, mi-a dat textul Republic... Republica de un poet timișorean, că acum îmi scapă numele lui, a fost și la Revoluție. Și am trei strofe, ce să... Și am intuit că se poate folosi textul ăsta pentru ca piesa să devină comedie, bucata, poezia. Și când m-am dus, dimineața era Aneta Spornic, nu știu, la vizionare, și când am recitat-o, m-au scos din spectacol, zic nu putem, doar eu ce -au, știți cu să așa ceva. Era Republica nu e o portocală, Claudiu Iordache se numea autorul, Republica nu e o portocală ca eu să o mănânc și să mă lauzi zicând republicu hu hu ța mea. <laughs> am folosit așa și... Dom'le, terminați cu prostirea asta, cum să veți... Vă dau așa? timp. Păi gata, așa am... Și am ieșit din... Am mai pățit odată la televiziunea română. Andrei Brădeanu, regretatul regizor, zice, vii mâine că e ziua femei, pentru ziua femei să reciți-o. Păi, dar n-am nicio păi, Lasă că-ți dăm noi. Eram la buftea, zic, vin pe la prânz, că mă duceam la post sincron. Vino, eu lucram tot timpul. Vino, și m-am dus la post sincron. Păi n-ai costum? N-am. Eram cu un pulover așa, zice, lasă că-ți dăm noi de aici. Du-te la Irin Tomoroveanu că are ea textul. Când iau textul, zice, Vă dau timp. Republica România trăiască Elena Ceaușescu și mândria era ziua femei. Ea era femeia. Am lăsat textul și zic, mă duc că n-am costum. Și m-am dus acasă, dar nu m-am dus acasă, m-am dus în piață și am spus, nevestimii. mi dacă mă caută cineva, nu știe nimic de mine. Și am venit noaptea târziu acasă. M-au căutat și m-au interzis în televiziune un an. Ah, interzis. Mulțumesc. Continuăm. Vă citez. Părinții mei s-au chinuit enorm în perioada comunismului. După ce a fost dat afară din învățământ, tata dumneavoastră a ajuns să care pietre la voi pentru a-și putea întreține familia. Vă iubea enorm. Era foarte blând și nu vă certa niciodată. Ați spus așa. Tata ne iubea atât de mult încât îi dădeau lacrimile când se uita la noi. Pentru a nu avea probleme la examenul de admitere la facultate, v-ați falsificat dosarul ascunzând problemele tatălui, iar mai târziu, ca să nu aveți piedici în carieră, v-ați înscris în PCR. Vă citesc din nou. Eu voiam să fiu membru de partid, nu pentru că aș fi crezut în lucrurile alea, dar trebuia să te înscrii ca să poți înainta în meserie. Urmează întrebarea. S-a supărat tata când v-ați înscris în Partidul Comunist? O, săracul de el. Păi și el s-a înscrisese în anii 56, data s-a înscris ca toată lumea, în partid. Ăștia care l-au dat afară din partid, nu știu ce fac, pentru că el cu, era un om simplu și pss, nu era, nu put, avea curaj să fie contra puterii. Nu era, nu era admirator, dar tăcea și mergea cu gloata. Dar l-au dat afară că cineva l-a reclamat că l-am văzut pe Costică Zanfirescu cu cămașă verde și cu diagonală. El avea 17 ani, dar cânta frumos. Și era în corul național legionar, că era stat național legionar și l-a părât că l-a văzut acolo. N-au avut ce să-i facă, totuși nu era major, nu era membru legionar, că ar fi făcut pușcărie mult. Probabil că nici nu mă nășteam. dar nu știu. Iar eu n-am fost dizident, nici eu n-am avut curajul de-astea să mă... Când, m -au, m -au, m -au, când te scriu pe partid, te, te îți dă o foaie să faci autocaracterizarea. Și acolo sunt niște puncte. Politica făcută de, de tata, părinții. Și eu am scris tata, fără partid. Eu știam că este exclus. Dar m-am gândit și dacă mă întreabă cum, mă scriu fără nu știu că nu mi-a spus. Deci asta am făcut, am falsificat, am falsificat, am trecut asta că nu știu, fără partid. Nu m-am simțit eu prea vinovat și m-a făcut, am intrat cu notă mare la facultate. Asta anul vorbim. Un an întâi și m-am băgat în prima tranșă. Eram membru, trebuia să fiu Dumneata să nu fii membru de partid. N Am fost. Mulțumesc. Mergem mai departe. Ați făcut parte din cinaclul Flacăra chiar de la primele spectacole. Da. Nu ați recitat nici aici poezii patriotice. În schimb, cel mai mare succes l-ați avut cu monologul Puiului de Vulpe, o poezie cu un puternic mesaj politic subversiv pentru care puteți să fiți arestat. Da. Un alt moment în care ați riscat un conflict major cu autoritățile comuniste a avut loc la televiziunea națională unde ați fost invitat să imprimați câteva versuri dedicate zilei femeii. Ne-ați povestit mai devreme. Apoi, pe 16 decembrie 1989, când a început revolta de la Timișoara, ați spus că ați avut și dumneavoastră un puseu de dizidență. Vă citez din nou. Ne-au adunat la teatru să ne îndoctrineze cu partidul și guvernul și atunci mi-am zis, gata, mă duc la ședința asta și depun carnetul și scap. O să le zic. Eu sunt artist, domnule. Pe mine nu mă interesează politica, nu vreau, nu-mi pasă, dar am uitat carnetul acasă exact. și nu am avut ce să mai depun. Urmează întrebarea. Care a fost cel mai curajos lucru făcut în comunism? Am spus adineauri, nu am putut să fac dizidență. Adică să ies cu pieptul în față și să mă opun. Au făcut-o alții și am toată stima pentru ei. Eu nu cred că un spectacol schimbă politica unei țări. Și meseria noastră are limitele ei. Să ne facem iluzii că iese lumea de la un spectacol și dărâmă guvernul. Nu o să va întâmpla asta. Comuniștii se temeau de asta și dovedesc că de proști erau. Că acum e voie să spui orice. Și nu iese nimeni pe stradă și nu se întâmplă nimic. Actualii și-au dat seama că totul are o limită și că nu poți să faci prea mare eroism. Deci, eu, dizident, am fost și vroiam să fac. vroiam să depun carnetul atunci, în ultima zi. Uh... Vreau să opresc spectacolul între 83 și 89 și să spun tovarăși de ce ne chinuim în halul ăsta. Oamenii stăteau cu căciul în cap la teatru, cu mânuși în mâini și aplaudau ca în vată. Și noi, spectatori, actorii, eram disperați de frig. Jucam în cămăși sau cum era. Și m-am dus într-o cabină în pauză de spectacol, jucam uh, uh, o piesă. Și, și am zis în cabină, era acolo calorifer și zic, domne, eu opresc spectacolul și spun la public așa că de ce merităm noi asta și doamna Deleanu care era acolo în cabină zice, treaba dubitale, dar după asta unde o să te ducă e mult mai frig. Și mi-am dat seama că așa e. Și aveam copii de crescut, și aveam copii de hrănit, și aveam o viață în față și noi eram îndoctrinați precum Bădavind. că eram îndoctrinați comunismul e faza următoare capitalismului, deci nu are cum să dăm înapoi. Așa eram îndoctrinați. Hm. Și atunci nu știu ce așteptam ca și Elveția să devină comunistă. Mulțumesc. În zilele Revoluției din 1989 erați la televiziune când Sergiu Nicolescu cerea grevă generală. Nu ați apucat să spuneți nimic, și ați plecat acasă. La scurt timp au început împușcăturile în București, așa că v-ați luat fica și ați ascuns-o în cadă. Vă citez. Am zis că măcar cada e din fontă și nu pătrunde glonțul. Iar în noaptea aia am păzit podul de la Ciurel cu alți băieți. A doua zi ne-am dus la Majestic, pe care l-am păzit vreo 36 de ore. Știam că există un tunel pe sub teatrul ăsta și ne era teamă să nu vină teroriștii pe acolo. Era să ne omorăm între noi în întuneric. Cel mai mare pericol prin care a trecut a fost însă la Mineriadă, unde o femeie v-a recunoscut și a început să strige uite pe Florin Ampirescu, care a vorbit de la balcon împotriva lui Iliescu. Imediat a fost înconjurat de patru mineri care țineau în mâini cozi de topor. Norocul dumneavoastră a fost că unul dintre ei, v-a recunoscut cu doar câteva luni înainte, în timpul unui turneu, ați făcut o poză cu el și cu soția pe treptele casei de cultură de la Petroșani, unde tocmai se căsătoriseră. Ați povestit așa, m-a luat de gât și mi-a zis să fug, că altfel mă omoară. Am scăpat ca prin urechile acului. Urmează întrebarea. V-a salvat o poză viața la mineriadă? Nu o poză, că poză n-am, nici n-am văzut-o eram cu arta conversației, spectacolul care din nou nu mi-aduceam aminte, eram la Petroșan și acolo am jucat și când să ieșim era o nuntă. Sau înainte de a merge la spectacol, era, un, era ziua, era o nuntă. Și mirele, care era mine, da, îmbrăcat în mire, zice, ai, domnule, fă și cu noi, o cu mine, cu nevastă sa. Cu el și cu nevastă sa. Și pe trepte acolo am luat o poză. La revedere când a fost la... Asta era vara și după aia a venit nebunia și minerul ăla mi-a zis aveți noroc că vă cunosc. Cu mine ați făcut poza pe treptele casei de cultură din uh, Petroșani. Și atunci am întrebat, dar de ce lăsați voi ca numele vostru să se facă asemenea crime. Că el mi-a spus, zice, noroc că între noi erau patru, nu e unul cu fața vopsită securiști care îmbrăcați în mineri și dădeau cu ciu, uh, funingine pe față și îi făceau în numele minerilor. Și au spus, „Nu avem ce face. Nu că am trăit niște vremuri oribile. Trăim. Hidra asta nu a dispărut și mă tem că ne poate salva doar un asteroid. Mulțumesc. Viața v-a scos în cale oameni remarcabili ca filozoful Constantin Noica și poetul Nikita Sănescu. În armată l-ați cunoscut pe Corneliu Vadim Tudor, iar presa scrie că ați avut o relație personală strânsă. Stima pe care ați purtat-o tribunului v-a determinat să aderați la Partidul România Mare, devenind purtătorul de cuvânt al formațiunii. Datorită afilierii politice, sunteți considerat și astăzi un naționalist convins. Dumneavoastră vă descrieți un român patriot cu dragoste de neam și țară. Vreau să-mi spuneți dacă Cornel Vadim Tudor ieșea în evidență încă de pe vremea armatei. Urmează întrebarea. Ce vă leagă de Corneliu Vadim Tudor? Ce bine că îmi pui asemenea întrebări. Deins, nu l-am cunoscut pe Vadim din armată. Eu am făcut armata la șase luni după ce el a terminat-o. Știu asta de la un alt coleg care a făcut armata cu Vadim, un alt ce actor. sunt informațiile care apar în Așa pe sunt infopedea. Câte informații greșite nu avem. Noi suntem cu capul băgat în informații greșite. Deci n-am făcut armata cu Vadim. Era născut în 49, mi se pare, prin uh, sfârșitul anului. Era de vârstă cu mine, dar mai mic, cu vreo șase luni. Dar nu asta contează. Eu am făcut-o târziu, la 28 ani. Nu am fost membru în partidul lui Vadim. Cât a trăit Vadim, nici n-am avut de probleme. Am apărut cu Vadim în două emisiuni. O dată jucam eu un ungur și el era Vadim și o dată, altă dată, cu Daniela Crudu trebuia să ghicesc niște între... Ia să... Nu știu ce făceam și Vadim îi dicta într-o cască. Atâta l-am cunoscut pe Vadim. Atât. Personal. După ce a murit Vadim și eu am regretat foarte tare povestea asta și am rămas șocat de faptul că nu l-au trecut pe la Parlament. Pe el a fost un membru al Parlamentului redutabil. Nu înțeleg. Nu înțeleg ce se întâmplă în România. Nu înțeleg de mult iar eu am făcut parte dintr-o formație sunt naționalist sunt, ca să zic așa, mă feresc de termen îl șterg, n-am zis naționalist sunt patriot îmi iubesc mama casa nevasta care o fi ea cimitirul și țara păi țara asta mi-a dat servicii țara asta acum îmi dă pensie, dacă țara asta dispare, eu ce fac? Eu am ne... Vă dau timp. Dăm timp ca să spun ce nu pot să spun altă dată. N-am ocazia. Dacă merg cu un vapor, eu iubesc acel vapor, că dacă se scufundă, mor și eu. Dacă merg cu un avion, eu am grijă să nu-i cadă șuruburile pe undeva, să-i meargă motoarele, dacă aud un zgomot, zic, băi, avionul ăsta face un zgomot urât nu înseamnă că eu sufăr de avionită sau de vaporită. Sunt patriot pentru că e țara mea, e casa mea unde nu mă plouă, e mama mea care m-a născut. Normal să fiu patriot și îi detest pe ăștia care privesc înapoi cu mânie și își urăsc originea. Sunt niște degenerați și acționează la comenzile celor din afară care își iubesc cu desăvârșire țara lor. În jură Franța unui francez, în jură Anglia unui englez. Și ai să vezi ce pățești, mai ales dacă ești acolo. În jură Germania unui neamț, în jură Rusia unui rus. Timpul a expirat. Rămânem aici însă. Ați spus așa, politicienii sunt cei mai proști actori. În plus, la alegerile prezidențiale din 2014 ați fost de partea românilor din diaspora care nu au putut vota și l-ați atacat dur pe candidatul PSD, Victor Ponta. Vă citez. Cum să faci campanie în funcție de prim-ministru, având și pâinea și cuțitul și întrebându-l pe Iohannis, care abia acum candidează, ce a făcut pentru poporul ăsta? Ulterior ați regretat că i-ați luat partea președintelui Iohannis, iar în 2016 declarați nu sunt și nici nu voi fi membru al unui partid. Sunt purător de cuvânt al Uniunii pentru România, o alianță electorală formată din PRM și Partidul Poporului. În ultimul timp, presa a speculat că ați fi simpatizant aur. Urmăriți cu mare interes scena politică și de aceea vreau să știu care sunt previziunile dumneavoastră pentru alegerile din 2024. Urmează întrebarea. Pentru cine bat clopotele în politică? Ce întrebare! Când bat clopotele, poate bat în mormântare. Nu știu pentru cine, dar pentru cine aș vrea, eu o știu. Vă rog. Aș vrea să vină la conducerea României, prin alegerea noastră liberă și neinfluențată, cineva care nu este numit din afară. Cineva care este român jet-beget, nu alogen. Avem destule personalități în istoria noastră ca să putem să alegem un președinte. Avem de unde. Poate să fie o femeie cred că ar fi mult mai bine dacă ar fi o femeie. Cine ar fi o femeie bună pentru președinția României? E prematur să spun acum și cred că dacă aș spune, îi fac rău acelei persoane la care, să zicem, m-aș gândi. Deci e prematur. Dar s-ar putea o femeie... În orice caz, dincolo de faptul că e femeie sau bărbat, e vorba de cineva ales de popor. E vorba de cineva care iubește această țară, care a crescut și a fost hrănit de acest pământ. Despre asta e vorba. Eu iubesc această țară. Nu sunt naționalist a la Hitler. Partidul naționalist sau nații, cum se zice. De aici e teama că ești naționalist, nu cumva. Ce nu cumva, domnilor? Ați înnebunit, schimbați dicționarul. Ceaușescu a condamnat cuvântul domnule Nu-l folosim, domnule. Nici nu cred că s-a abrogat legea contra lui domnule. Că a uitat de ea. Și cum să dai legi pentru limbă? Naționalismul este ceva care nu are legătură cu Hitler. atât. Mulțumesc! Ați spus că în școală ați avut în general note de 7 și de 8. V-ați descris ca un elev mediocru care nu a rămas niciodată corigent și care a fost premiant doar în clasa 1. Cu toate acestea, în 1967 ați reușit să intrați primul la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București. Chiar dacă ați avut emoții mari în fața Comisiei de Admitere, ați spus că examenul a fost foarte ușor pentru dumneavoastră și aceasta pentru că știați sute de poezii. Bucuria intrării la facultate a fost atât de mare încât timp de un an le-ați scris părinților scrisori care începeau așa Dragă mama, dragă tată, sunt student la teatru. Și nu doar că ați intrat primul, dar ați și terminat ca șef de promoție. Urmează întrebarea. Cum ajunge șef de promoție un elev mediocru? Păi nu are legătură. Păi la școală faci fizică, chimie, geomet nu geometria, ca nu geometria, trigonometrie. Eu am făcut liceu real. Slavă Domnului că profesorii mei din liceu au apreciat faptul că eu îmi luasem deja direcția spre teatru Asta era. Am făcut liceu real pentru că nu era decât o singură clasă în Călimănești și ei optaseră pentru real. Trebuia să mă duc la Vâlcea. Dar nu aveam bani. Și să fac naveta zilnic 18 km pentru cursuri, n-am. Și am făcut liceu real. De asta am fost mediocru. Dar când era vorba de meseria mea, de ce am ales, păi de aici nu mai încape îndoială sau, cum să zic, mediocritate. Deci, cum ajunge șef de promoție un elev mediu? Pe elevul de liceu e una și elevul la meseria aleasă e alta. Bine. Mulțumesc. Bine, păi bine. În primul an de facultate ați câștigat premiul criticii cel mai bun actor al anului 1967. Ca student ați interpretat... Stai, persoana în primul an de facultate, așa? O, așa apar în presă informații, le lămurim, da, lămurim, imediat. Ca student, ați interpretat pe scena studiului Casandra roluri în spectacolele Comedia Vremii de Costache Faca, Alexandru Lăpușneanu de Costache Negruții sau Amurit Tarelkin de Alexander Suhovo Cobâlin. Tot în anii de facultate ați făcut parte din echipa spectacolului Divertisment 70, considerat un simbol al generației dumneavoastră. În anul 3 de facultate ați debutat și în cinematografie, fiind distribuit de regizorul Șerban Creangă în filmul Așteptarea. Când ați fost întrebat despre primii bani pe care ați câștigat din actorie, ați spus că ați primit eșalunat 14.000 de lei, iar când v-ați văzut în mână cu prima tranșă de 3.000 de lei, i-ați numărat de 30 de ori, și nu știați unde să-i puneți ca să nu fi fure cineva. Vă citez. De frică m-am dus și mi-am luat o umbrelă, un autosifon, două cutii de capsule, le-am luat părinților un serviciu nou de masă pentru șase persoane și am plecat acasă. Când m-au văzut, au început să plângă amândoi. Urmează întrebarea. De câte ori v-ați făcut părinții să plângă? E, nu știu, nu știu, i-am iubit foarte mult. Noi ne iubeam între noi. Țin minte că eram atât de săraci încât atunci când am plecat de acasă la Pitești, unde am participat la dialogul ăla la distanță în clasa 10, -a, ea din Pitești îmi dădeau niște bani ca să mănânc. Și eu am cumpărat, printre altele, o ciocolată mare așa o ciocolată de aia mare. Și m-am dus în, la un hotel și m-am dus în camera de hotel și încet, încet am mâncat toată ciocolata pe care la Călimănești noi o împărțeam în patru, că erau părinții, mama, tata și sora mea. Și m-am simțit atât de vinovat că am mâncat singur toată ciocolata aia. Dumnezeu, o tablă întreagă de ciocolată. nu mâncasem niciodată, că mâncasem bucățele din ea. Sau portocală. O portocală o tăiam în, în părțile componente și împărțeam în familie. Deci era o familie care nici nu știam că suferim. Țin minte pe mama, uite-vă, joc o scenă. Mergeam, hai, eram mai mici, hai la cofeterie să luăm o portocală. Noi cu, Eu cu sormea mergeam, ajungeam în cofeterie și era acolo un vas cu 5-6 portocale. Și mama zice până ziua, până seara, am vrea și noi o portocală. Noi, am vrea și noi. Și el zice, care din ea? nu, 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 nu. A, a, așa, aia. Aia era cea mai mică. A, așa, aia, asta, doamne, asta. O punea pe cântar, trei lei. Și plecam spre casă, plimbând și eu și sormea portocala aia în mână, până acasă și acolo o desfăcea frumos în feliuțe și mâncam în portocală. Vă dau timp. Nu mai trebuie. Nu mai trebuie. Mulțumesc. După Revoluție, între anii 1991 și 1994, ați ocupat funcția de director artistic adjunct al Teatrului Odeon, iar din 1996 până în 2019 ați fost profesor la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale. Ați spus așa, pe lângă dragostea de artă, eu moștenesc de la familie și vocația de dascăl cu care mă mândresc. Au luat naștere mai multe generații de actori în cele peste două decenii cât ați stat la catedră și aveți o părere foarte bună despre tinerii care vă împărtășesc pasiunea pentru actorie. Vă citez, mulți sunt foarte talentați, toți sunt îndrăzneți, știu bine ce vor și țin să se afirme cât mai repede, nu ca noi. Unor sunt foarte comozi în afara scenei, dar când ajung sus, zbărnuie. Urmează întrebarea. Ce șanse avem să mai vedem o nouă generație de aur? O, oh, ce întrebare! Dar noi avem... Eu dimineața am fost la un examen de la un ATC... Că fică mea e acum, ea, profesoară și are o clasă de anul întâi. Cu care... Și am văzut, din 17 inși că sunt acolo, am văzut cel puțin 10 mari actori. În germene, că îmi dau seama. Și am avut generații peste. Și am, am fost studenți care sunt actori celebri acum. Nu vreau să, că sunt mulți și dacă dau niște nume, înseamnă că îi nedreptățesc pe ceilalți. Și mai bine nu dau niciunul noi avem, domnul profesor Cojar zicea, România are talentul în România este valoare națională. Noi avem talent cu carul. Nu știm să-i să, -i, să -i valorificăm. Am absolvenți de la care așteptam să țâșnească, să fie astăzi, să fie ca George Constantin altădată. Și nu sunt. Pentru că nu au de Nu au unde să se exprime. Teatrele au rămas același număr de teatre, poate unul în plus, în București, cât erau în perioada interbelică. București acum are peste 2 milioane de locuitori, atunci avea 500 de mii. Și nimeni nu se îngrijește de această activitate care e activitatea culturală. Că cel mai benefic mod de a-ți trece timpul este să mergi la teatru, nu la cârciumă. Mulțumesc! Tudor Chirila, v-a fost student și l-ați caracterizat așa. Un actor foarte bun, un element aparte, dar și un student problemă. Ați spus că ați avut numeroase conflicte de idei în care Tudor Chirilă ceda cu greu. Vă citez. De exemplu, le-am cerut să se autoevalueze la modul cel mai serios cu putință pentru tot ce făcuseră în acel an de studiu la actorie. Tudor a fost cel mai sever dintre toți și mi-a spus sincer că nota 7 ar fi cea care îi se potrivește. Am fost de acord cu el și am pus exact această notă. Dar lui Tudor Chirilă chestia asta nu i-a mai convenit și mi-a reproșat nota acordată, care era, repet, identică cu cea propusă de el. Au trecut 27 de ani de când Tudor Chirilă a absolvit facultatea la clasa dumneavoastră. Urmează întrebarea. Ce notă i-ați da acum lui Tudor Chirilă? Nu, i-am dat de mult. Tudor este o personalitate... Remarcată de mult. Este un talent și știam din anul întâi că este un talent ieșit din comun. Dar avea o, o frondă, un mod de a uh, își exprima libertatea în artă, libertatea presupune o disciplină de fier. Și la el astea se certau cumva. Eu eram în acord cu mama lui, cu care discutam particular și. Un lucram. El, de liber ce era, că în anul întâi a intrat în clasă, după o pauză, am dat pauză. L-a la bufet, a luat o sticlă de bere și hai, și a venit în clasă cu berea. Ce faci, tu? Păi beau și eu o bere. E duncoa. Zice, vreți? <răzări> și am luat-o și am aruncat-o pe ziua. Dom'le, mea, da, mi-a să aruncat berea! Păi tu, dore, tu nu vii la clasă cu berea, domne. Îl iubeam nespus. Era naiv, era copil. E și acum m-a întrebat de ce mi-ați dat mie șapte la actorie dar de ce ți-ai dat tu pentru că era o metodă pedagogică să vedem și el uh, n-a mers până la capăt cu ipocrizia că el când și-a dat șapte de fapt credea că merită 11. dar a zis uh, șapte, așa și când eu i-am zis, bine stai domnule, chiar așa deci uh, da, toți avem slăbiciuni și toți avem și toți avem copii, iar Vlad al meu era cu un an mai mic decât Tudor. Ce să mai... Ba nu, cred că-s de Mulțumesc. An la rând a circulat legenda potrivit căreia unii profesori le cereau studenților din anul întâi la UNATC să se dezbrace la anumite cursuri. Ați confirmat legenda și ați precizat că și dumneavoastră le-ați propus exerciții de nuditate studenților pentru ca aceștia să se acomodeze cu scenele nud și să se cunoască mai bine. Vă citesc. Le-am explicat că scenele de sex vor fi în număr din ce în ce mai mare, fiindcă se schimbaseră vremurile. Nu a fost însă nimic obligatoriu. Instrumentul actorului este corpul său. Pudibonderia nu are ce căuta în meseria noastră. La gala premiilor Gopo de anul trecut, actrița Viorica Vodă a dezvăluit că după rolul din Filantropica a fost hărțuită sexual în teatru și în cinematografie și din această cauză a trebuit să facă psihoterapie ani buni. O citez. Nu eram pregătită pentru tot ce a însemnat expunere și consecințele expunerii. Sunt foarte mulți directori de teatru, regizori, care se pare că m-au confundat cu personajul. Atât de credibilă am fost. Toată generația noastră am crescut cu rușine, cu pudoare. Urmează întrebarea. Când devin scenele nud periculoase? Scenele de nuditate nu sunt periculoase niciodată. Decât în capul unor oameni care socotesc, se socotesc traumatizați că joacă un rol. Nu o să mă las niciodată influențat de stupizeniile acestor... Reacții care spun, vai, eu mi-am nenorocit cariera. Mi-a acuzat unul că, întrebându-l eu la admitere, era, nu știu cum era, că nu mi -mi mai amintesc amintez, dar. Zic, Bă, tu. O să vorbim. Da, bine, vorbim și despre. Aia, dacă uh, aveți acolo. Bine. Uh, și toți mergem la teatru, toți vedem filme și toți știm că. Teoria este valabilă. Pe, la un actor, glasul și corpul lui sunt instrumente de lucru. Ori există mai multe nudități pe lume. Există cel puțin cinci. Mă rog. Nuditate cadaverică. Păi dacă joci într-un film, hai să zicem, uh, Holocaust, nu știu ce. Păi nuditate cadaverică. Vai, m-a jignit, m-a pus să mă dezbrac. Dom'le, ești nebun. Nuditate maternală. Femeile care n -a. Sigur că nu se pun aparatele așa și dar e nuditate că nu, nu, naște nimeni cu chiloții pe ea. Nuditate a fotografului. Nuditate a opera de artă, corpul. Nuditate... Mai există una și nuditate pornografică. Aia este esențială. Dacă prezinți corpul omenesc în scop pornografic, nu are ce căuta în teatru. Adică stai așa și prezint. Asta se întâmplă în filmele porno. Vă unde dau timp. Unde se vede totul. Dar nuditatea nu e condamnabilă. Da, da, asta nu Dar e. cum să condamn nuditatea la toți pictorii renascentiști? Dar nu despre asta vorbim. Dar despre hărțuirea sexuală din teatru. Păi ce legătură are? Cum adică dacă pui o piesă de teatru, tu e regizor și acolo niște actori trebuie să treacă printr-un... Că eu de asta în anii 90, văzând cum s-au schimbat, eu însumi aveam nuditate jucând în... Au pus cătușe florilor și eu știam ce am traversat. La 46 de ani a trebuit să... Sau 44 de ani. A trebuit să trec prin acest... Iorica Vod a spus că s-a dezbrăcat. Da. Pentru că așa îi cerea rolul, însă da. după aceea directorii și regizorii au hărțuit-o. Păi nu. Este cu tot altfel. Eu cred că directorii și regizorii după aia n-au hărțuit-o. asta e tot ce vreau să spun. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. Da. Erați profesor de 20 de ani la atc? când un scandal uriaș a zguduit instituția de învățământ, pornind de la niște afirmații discriminatorii la adresa comunității gay. V-ați contrat atunci cu criticul de film Andrei Rus, a cărui demitere fusese cerută de Comisia de Etică. Vă citez. Niciun student normal nu poate spune că a fost discriminat vreodată. Pe mine mă interesează talentul unui student, nu orientările lui sexuale. Curit. An mai târziu, fashion editorul Moris Munteanu a susținut că a fost discriminat din cauza orientării sexuale la examenul de admitere la un ATC. Îl citez. Țin minte prima întrebare pe care mi-a adresat-o Florin Zampirescu la admitere. Ai prietena? Și desigur, tot coșmarul declanșat ulterior, dar și umilințele și rușinea și faptul că mă simțeam neputincios la cei 18 ani ai mei. Dumneavoastră ați replicat. Ce vină am eu dacă el s-a simțit, vezi, Doamne lezat. Credeți că pe mine chiar mă interesează că el era homosexual sau nu? Am jucat cu actori care sunt homosexuali. Că nu sunt de acord cu homosexualitatea, asta este o altă poveste. Aș vrea să-mi spuneți de ce nu sunteți de acord cu homosexualitatea. Urmează întrebarea roșie ați discriminat vreodată pe cineva? În viața mea. Am colegi de foști, colegi de cameră la studenția mea, la Cămin, eram patru în cameră și erau doi homosexuali. Știam. Mai și discutam seriile. Mă, cum e, mă, ce vine, mă? Și ei mă lămureau, că discutam între noi. Dar erau, unul era un mare actor și unul era un mare regizor au dispărut acum, nu mai sunt pe lume, dar cu care am rămas prieteni până la terminare. Și am avut mulți prieteni care sunt de orientare asta. Dar mie întâmplarea lui, nu știu cum îl cheamă pe băiatul ăla, care, ci că l-am întrebat eu, dacă are prieteni, vezi, doamne, l-am discriminat. asta e ca un banc sau o povestire, când eram eu bă, la școală, citeam o povestire care e așa. Ionel, a mâncat dulceața ascunsă de maică sa. Și maică sa a intrat în cameră și a zis, bună dimineața, Ionel! Bună dimineața! Și el zice, mama, n-am mâncat eu dulceața! Adică a confundat bună dimineața cu ai mâncat dulceața? Cam așa e bancul ăsta. Păi, ce treabă avea eu? există o diferență foarte mare și la fete și la băieți, spun un mic secret. La candida, când dau admitere, după liceu, unii care termină liceu au început deja viața sexuală și unii care termină liceu, fete sau băieți, nu au început. -o. Și diferențele sunt enorme, să vede, să vede. Fata are o pudoare, o, să vede cum dansează. Când invită cineva la dans, fata să retrage așa, să nu cumva să se simtă ceva. Și așa mai departe. Noi știm asta, este o profesie de actor. Și când, băiatul, Vă dau timp. și când băiatul ăla dovedea o timiditate și o spaimă, zic, bă, tu ai o iubită? Adică deja dacă a, a intrat în, cum se cheamă asta, în, după majorat, în adult, dacă a devenit adult, că era prea temător așa, eu nu știu că l-am -am blocat. Tu ai o iubită? Vai ce mai ai jignit! Doamne! Hai, domnule! Uh, nu mai poți să faci nimic, nu mai... Așa începe războaie mondiale, domnule! Suntem uh, de râsul curcilor! Dacă căutăm, vin peste tot, oricui! Așa? Bună ziua! Cum îți permiți? Nu? Mulțumesc! Continuăm! Vă citez! Nu există cadru de film făcut de mine până în 89 în care să nu fiu lihnit de foame. Da. Apoi, după anii 90, salariile actorilor au rămas ultimele de mărit. A venit într-o zi la mine ministrul finanțelor cu fica lui. Au intrat în cabină pentru că fata se gândise să dea la teatru. Și atunci am spus, ori vrei să ți norocești fata, ori vă gândiți să măriți salarii. Da. Acum credeți că e la fel de greu să trăiești din teatru și film, deoarece există o inflație de actori. Vă citesc din nou. Circa 250 de absolvenți de actorie pe an e mult prea mult. De aici pierde omul și câștigă teatrul. Teatrul are posibilitatea de a selecționa din foarte mulți, iar oamenii riscă să facă facultatea și, dacă nu sunt competitivi, să practice alte meserii. Urmează întrebarea. Cât timp vor mai exista actori muritori de foame? Oh! Păi... Cred că actori muritori de foame existau și în perioada când erau 8 locuri la admitere. Dar nu atât de mulți. Pentru că la care este la un ATC pentru admitere s-a mutat la poarta teatrilor, când se dă concurs pentru un post de băiat sau un post de fată sau unul de băiat și unul de fată. Sunt 400 la coadă. Desigur, teatrul câștigă pentru că are de unde alege. Dar omul pierde. Ăsta e riscul. Pa -ă, pasionați pentru teatru, probabil că treptat vor cam dispare ăștia care neaveniții care vreau, vor așa să devină actori. Mă, ce să faci cu viața ta, mă? Să spui diploma în perete la bucătărie și din când în când să citești că ești actor sau actriță. Stai locului. Ori te arde de adevăratele. Nu poți trăi fără. Mi-a spus dată când eram copil. Un, în stațiune cunoșteam cât un actor. Și a zis, Domne, dacă vrei cu adevărat să fii actor, vei fi. Nu poți să fi, să nu fii. Dacă vrei cu adevărat. Problema e dacă. Ce vrei? Deci, actori care să nu aibă de lucru, vor fi în permanență. Nu ai ce să faci. Nu, se... nu există un pat al lui Procust să spui. În primul rând, nu există o definiție a talentului. La muzică e ușor. Are sau nu are ureche muzicală? Gata. Falsezi. Nu ai treabă. Pe când, ca actor, talentul, ce talentul? Eu am o definiție. Vă Da. Talent, eu am și scos o carte în care. explic dau timp. O carte în care explic și dau uh, posibilitatea tinerilor să se autotesteze. Talentul este un surplus. Ceva care dă pe afară, nu e energie. Că energie avem toți, că trăim. Dacă n-am avea energie, n-am mai trăi. Dar ce dă pe afară? Ce prisosește? Eu am o imagine cum. Crește cozonacul și dă pe afară din formă. E cozonac de valoare. Acolo e, cred, talent. Și nu ți-l poate. Vă nu dau po timp. Nu poți să vrei să ai talent. Îmi propun să am talent. Nu se poate. Asta e timpul. Mulțumesc. Timpul. Mulțumesc și eu. Aveți doi copii. Pe Vlad Zanfirescu și Ștefana Sanfira, amândoi actori. Ați spus așa, mă laud cu amândoi pentru că am de ce, dar nu am fost un tată bun, Gena a fost bună. S-au făcut actori amândoi și nu m-au acuzat niciodată. Ați jucat alături de fiul dumneavoastră, Vlad, în filmele Restul e tăcere, E periculos și Orient Express și în două telenovele. De asemenea, ați împărțit scena în piesa Orașul din 2006. Și fica dumneavoastră, Ștefana Sanfira, este actriță și a interpretat în 2011 un rol principal în spectacolul Cada cu picioare, regizat chiar de dumneavoastră. Și nepoții pe care îi aveți din partea fiului și care au apărut în filmul Grijorul tăcerilor sunt o dovadă că în familia Zanfirescu, așchea nu sare departe de trunchi. Ținând cont de faptul că și sora dumneavoastră este actriță și la un moment dat cineva v-a spus că aveți destule talente în familia dumneavoastră încât să puneți în scenă o noapte furtunoasă, urmează întrebarea Cine e cel mai talentat actor în familia Zampirescu? Mama. Mama a fost... Mama a jucat teatru la amatori și o văd în rolurile, totdeauna roluri principale, mama era, nu pot să-mi dau cu părerea vis-a-vis -vis de acești tineri care mă înconjoară, nu vreau să fac departajări, nu vreau să le pun note sau să le tai din elan, sau, toți trebuie să creadă că sunt cei mai buni. Dar mama, cu certitudine, a avut o fibră cu totul aparte. Mulțumesc! Interpretați magistral rolul poetului Gării de Nord în pelicula filantropică regizată de Nae Garanfil și care a fost propunerea a României la primile Oscar din 2003, categoria Cel mai bun film străin. Doi ani mai târziu ați jucat rolul dr. Ardelean în Moartea domnului Lăzărescu, regizat de Cristi Puiu, film care a obținut premiul Ansertan Regar la Festivalul Internațional de la Cannes 2006. De-a lungul carierei dumneavoastră, ați colaborat cu actori și regizori din toate generațiile, iar după ce ați jucat alături de fiul dumneavoastră Blanza Birescu în mai multe filme, ați spus așa: E cam mare diferența între noi. Nu ne înțelegem. Există conflictul între generații, avem păreri diferite. El crede că teatrul se face altfel, filmul se face altfel. Urmează întrebarea. V-a spus fiul dumneavoastră că sunteți învechit? Da. Da. Chiar în firma, Filmam la televiziune, am jucat în o noapte furtunoasă. Eu jucam jucând Dumitrache și el juca Chiriac. Și eram cam anfro atunci. Aveam niște contra. El avea. Eu cred că Vlad, de-a lungul existenței lui, el a suferit foarte mult. Părinții lui s-au despărțit când el avea trei luni. Și asta nu e ușor. Eu n-am cum să nu înțeleg. Din păcate n-am avut nimic de făcut. N-aveam ce să fac. Așa a fost să fie. Sigur, de la 12 ani l-am luat la mine. Și a crescut cu mine. Dar el tot într-o traumă a fost cumva. Și când ne certam, era mic sau mai încoace în liceu, îmi spunea, ai să vezi, ai să vezi, am să fiu mai bun decât tine. Și eu mă uitam și zic, Vlad, și crezi că cu asta o să mă pedepsești? O să-mi pară rău? Dar el, e, treptat, el a început să, să devină, să se domesticească. Stai cuvântul. Și sunt convins că mai încolo, poate când eu nu o să mai fiu, o să aibă și cuvinte de laudă pentru mine, pe care acum nu le are. Mulțumesc! În timpul filmărilor la Muntele Ascuns, pelicula lansată în 1974, ați fost la un pas de a vă pierde viața după ce tavanul minei în care vă aflați s-a surpat peste dumneavoastră. Ați povestit așa. filmăm la Voineasa, la 2700 de metri sub pământ. Se prăbușea o mină, prindea minerii înăuntru și Ăia pe afară încercau să-i salveze. Acolo au băgat o dinamită și a căzut toată bolta aia pe noi. În același an, la filmările pentru tatăl risipitor, a trăit din nou o situație periculoasă. Vă citez. Am filmat o scenă în care mă electrocutam și mă îngropau în pământ ca să scoată curentul din mine. Au făcut o groapă de înălțimea mea, m-au băgat acolo dimineața la 9, Au pus cânduri și pământ deasupra și acolo m-au lăsat. Le-am zis că am amețit, că am nevoie la toaletă, că nu mai pot să stau. Degeaba, abia la Sfințit am filmat. Când am ieșit de acolo, eram împleticit. Urmează întrebarea. Ce sacrificii trebuie să facă un actor pentru meserie? Păi, domne, când ești actor și într-o situație, într-un rol, capeți o inconștiență totală. Acum am uit și văd și eu filme nu de ale mele, altor. Deci, Doamne, ce s-au chinuit copiii aia în noroi, în gloanțe, ce s-au... Știu cum sunt trucurile la filmări. Și după aceea am dat seama, zic, dar și eu am trecut prin asta. Cum? Acum n-aș mai trece. Te duroasele, te îmbătrânești, te retragi. Nu, 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 nu vreau. Pe păi eu am cerut să mi se facă, să se dea la o parte cascadorul în tatăl risipitor, un cascador făcea moartea prin electrocutare în apă. Adică boieroaica am împușca stâlpul de înaltă tensiune, cădea firul și eu traversam râul. Dar era el, cascadorul, de la distanță. Și cădea firul în apă și el se electrocută, murea. S-a filmat și am zis, domnului Petringenaru, vreau și eu să fac asta, că ce-a făcut el mi se pare exagerat. Sărea ca o pasăre care ei s-a tăiat gâtul, ca o găină cu gâtul tăiat. Sărea într-un fel cascadoricește, o fă fă făcea meseria, avea putere, sărea, să rostogolească. Și am făcut și eu filmarea asta și a, a mea a rămas în film. Ca era normală, nu te zbați ca toți. Și mi-a fost greu. Am filmat uh, la, să zic eu, 20 de grade, minus 20 de grade afară, cu aeroterma sub braț, spălându-mă pe față într-o într apă în care se spărsese gheața în jur. Asta în uh, filmul Pădurea nebună. Era afară foarte frig și trebuia să mă, să mă spăl până în brâu. Dar afară era în Au, spart copca și eu mă spălam de zi. Și ca să vorbim, îmi băga aerul termal și nu se vedea că iese abur. Atât era de frig. Da, asta era, dar făceam toate. Păi eu am aici, de exemplu, un chist de la o filmare când aruncau cu zăpadă în motor de avion și zăpada aia, la Alexa Visarion, înainte de tăcere, zăpada aia mi-a pătruns în ureche, în nas, mi-a degerat toată fața asta și am rămas cu un chist. Am vrut să mă, să mă operez, dar nu se vede. De la chinurile astea de la filmare Iar când filmezi în mină Cu picamărul pe piept Că nu dai gaură ca la asfalt E pe piept pentru mine Și când lucrez și Mi-am dat seama că minerul după ce Nu filmează Minerul trăiește acolo și lucrează Afară ieșind După 8 ore Nu poți decât să te arunci în vodcă. Mulțumesc la 56 de ani ați avut curajul de a-i da viață pe scenă controversatului Marchis de Sad la Teatrul Odeon. Criticii au apreciat atunci modul în care ați reușit să-l conturați pe scenă pe aristocratul francez, devenit cunoscut prin activitatea sa sexuală, libertină și violentă. Întrebat despre iubire, dumneavoastră ați răspuns. Îmi dădeau lacrimile când vedeam doi bătrâni pe care îi cunoșteam cum se îngrijau. Ea a murit azi, el după o săptămână. Asta înseamnă iubirea. Să nu poți să trăiești fără cineva care ți-a fost alături. Octavio Paz scria, Dragostea e un pariu nebun pe libertatea celuilalt. Aveți un volum de proză erotică pe care l-ați intitulat Catifea și pe care l-ați publicat în 2005, când încă erați căsătorit cu actrița Cătălina Mustață. Urmează întrebarea V-ați folosit imaginația sau experiența pentru a scrie o carte erotică? Păi, când scriu o carte, orice carte, pornești ca declanșare de la un fapt de viață, de la un amănunt. Poate să te, declan te declanșezi și o imagine pe care o vezi în stația de tramvai. Și te uiți și după care te duci. Te duci. Și fabulezi. Eu nu am scris povești, povestiri. Povestire, adică ce mi s-a întâmplat mie când am fost la munte. Și spun toată povestea. Nu, eu am scris povești. Sau cum să spun? Nu știu să definez bine, dar ce scriu eu este în imaginar. Nu este... Așa cum am o carte de povestiri, dar care e altfel nu mai e de povestiri erotice. Am mai încercat povestiri erotice, dar cred că alea 12 care întrunesc, fac volumul catifea, sunt totul. Eu nu mai am erotism în mine, nu mai am variante, nu mai am. Asta sunt. Pe când ce am scris acum este o carte dură de tot, se numește Dalacul, n-a ieșit și sper să o citești. Cu drag! Mulțumesc! Sunteți de părere că faima unui actor nu este direct proporțională cu longevitatea lui. Vă citez. Da. Unicul James Dean a jucat o vară sau două și se pomenește de el ca de un zeu. Nu cred că longevitatea este condiția sinecva a calității. În plus, ați spus că nu ați vrut să vă aflați în impostaza regretatului Radu Beligan, care a trăit și a jucat până la 97 de ani. Vă citesc din nou. Să fac așa ca Radu Beligan cu cască în ureche și să nu mai știu ce zic și pe ce lume mă aflu? Niciodată. Anul trecut, Victor Benjuc, colegul dumneavoastră din Moromeții, a anunțat că Andrei din piesa Tatăl este ultimul său rol, iar lumea face coadă la bilete. Dumneavoastră însă ați ales să vă retrageți pur și simplu în 2019 din film, iar anul trecut și din teatru abia după ce ați tras cortina, ați făcut această declarație. Am 40 de ani de profesorat, 50 de ani de actorie în film și teatru, am muncit foarte mult în viața asta, am dormit în frig, pe paie, m-am îmbolnăvit, am spaime, am temeri, am coșmaruri cu scene din filme, eu zic că am ajuns la capăt, e timpul să spun stop. Urmează întrebarea... Când trebuie un actor să coboare de pe scenă? Și frumos ai spus. Dar răspunsul e mai greu. Răspunsul e mai greu. Pe mine m-a îndrumat atitudinea acestei mari actrițe pe care n-am văzut-o jucând, Aura Buzescu, artista poporului. N-am prins-o jucând care s-a retras în jurul vârstei de 65 de ani. Când la 90 și de ani a murit, lumea nu mai știa că trăiește. Ea a stat acasă, am cunoscut-o, a venit la un spectacol în care am jucat, am stat de vorbă cu dânsa, era o băbuță mică și... Dar a zis, nu mai joc. De ce era în plină glorie? Pentru că e rândul celor tineri. Atât. Nu știu ce a îndemnat-o. Mai ales, probabil, neștiind că va trăi atât. Încă 35 de ani după. Pe mine altceva m-am mânat în. Am făcut așa o socoteală și am văzut mari actori pe care îi cunosc personal, pe care, cu care am jucat în, în epoca mea, că au murit până în 70 de ani. Cu niște excepții. George Constantin. Am Pelea, Octavian Cotescu și mulți alții n-au apucat 70 de ani. Și am zis, mai ales că eu n-am făcut actorie ca să ajung vedetă, ca să mă cunoască lumea pe străzi, că nu aplaude, nu știu ce să fac. Eu am făcut actorie ca un studiu al ființei umane, din interes, cum când eram mic, timp. cum când eram mic, mă interesa ce e înăuntru unei jucării. Și demontam jucăriile. De ce o strigi, mă, zicea mama. Vreau să văd ce are înăuntru. E, pentru mine actoria a fost, de a s-a legat cu profesoratul, a fost un studiu permanent. Odată ce am aflat un anumit lucru, mi-a fost de ajuns. Ce să mai... E mult de spus. Cred că încerc, cred că și reușesc să lămuresc această problemă în cartea pe care am scris-o, pe care o să o public în curând și care se numește Am fost actor. Și acolo probabil se va înțelege nu că eu n-am trăit conform unui proiect, ci conform firii mele. Ceva m Cum nu mâncam din bomboanele când eram mic, Că se topeau în mână și nu vroiam să se împuțineze. Cum nu răspundeam la întrebări la școală, nu răspundeam la limba latină. Am făcut un an de latină și știam, mi-a plăcut latina, aș fi a avut 10 pe linie. Aveam 7. Pentru că stăteam să văd dacă colegii mei știu bine conjugările. Și când greșeau, ziceam. Și eu nu arătam că știu. Nu știu de ce. Aveam o fire. o fire chinuită. Eu nu am o fire comodă. Cel mai greu berbecul din mine s-a chinuit pe sine însuși. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. În 2014 ați bifat și un succes uriaș cu spectacolul Doi pe bancă, în care ați jucat alături de Tania Filip la Teatrul Metropolis. Anul acela avea să vă aducă însă și unul dintre scandalurile majore din carieră. Ați fost concediat de la Teatrul Odeon cu trei luni înainte să atingeți vârsta legală de pensionare. Vă citez. Formula de concediere m-a jenit profund. Am fost chemat la caserie pentru ultimul salariu și mi s-a comunicat printr-o simplă foaie că nu mai fac parte din colectivul teatrului în care am fost angajat toată viața. Așa se pleacă dintr-un teatru. Dorina Lazăr, cea care era directoarea teatrului, a replicat că s-a procedat conform legii și că ați fost pensionat pentru că nu puteți cumula venitul din teatru cu salariul de profesor și că oricum veți rămâne colaborator al teatrului, așa cum se întâmplă cu toți actorii. O citez. Nu am făcut eu din țânțar armăsară în privința pensionării lui Florin. Am auzit acuzații flagrant neadevărate la adresa mea și pline de o răutate pe care. Nu i-am cunoscut-o lui Florin în acești 40 de ani. Urmează întrebarea roșie. Sunteți o persoană conflictuală? Eu sunt perplex de ce aflu despre Dorina Lazar. O parteneră de o viață care, odată ce a ajuns directoare, că am fost și eu director al teatrului când ea nu era directoare. Și am pus spectacole pentru ea că trebuia să joace doamna Lazar. Mie ea cu puțin timp înainte mi-a spus Florin, este cel mai important actor al teatrului, trebuie să facem ceva. Puțin înainte. După care primesc un telefon în mașină de la secretariat, a o să veniți să vă luați plicul, vi s-a întrerupt contractul pentru că ați împlinit 65 de ani. Nu cu trei luni înainte. Atunci mi s-a întâmplat. Și am zis, poftim. Bine. Dar zic, Dorina, unde e? Nu e aici. Dar vreau să vorbesc cu ea. Nu poate. Că... Adică, mi s-a trimis o M-a scos la pensie, ea fiind directoare de 10 ani pensionară și cu 10 ani mai mare ca mine, și mai în vârstă. Și acum ea este încă directoare. Acum, în 2023, țara asta e cu curul în sus. Țara. Atât pot să comentez. Mulțumesc sunteți pasionat de magie, de hipnoză și practicați încă din copilărie o terapie care a ajuns abia de curând la modă în țara noastră. Ați spus așa, îmi place la nebunie să meditez în pădure și îmi place să îmbrățișez copacii. Vă sfătuiesc să mergeți și să luați în brațe un fag uriaș, puneți obrazul pe el și stați așa minute în șir. Au copacii o energie și o forță de nedescris. Prefer fagii, că au scoarța netedă, de culoarea argintie. Când îi iau în brațe, simt fluturi în stomac. Brazii nu-mi plac, sunt lipicioși. Acasă aveți un nuc bătrân cu care mai vorbiți acum peste gard, deoarece a rămas prin partaj în curtea hostei soții. Urmează întrebarea... Când ați îmbrățișat ultima dată un copac? Oh, păi l am în curte un tei. E tei. Iar dincolo, peste gard, nucul pe care l-am îngrijit cu greu, că-l mutasem și era să moară, nu știu ce, nu mai e. Nu, mai e. Dar am un alt nuc la mine în curte. Că eu o plantez. Fumi. Și care, fiind mare, așa poate fi îmbrățit. Că dacă e un subțire, nu pot. Dar uh, îmi place în pădure să mă duc. Nu prea m-am mai dus în ultima, acum e iarnă, să mă duc. Vara, să mă duc, te duci în pădure și să iei un copac să pui o braț pe el și să te lași, să nu faci nimic. Nu te gândești, nu meditezi, nu nimic. Meditația, de altfel, înseamnă să nu gândești, să, nu, să, să te lași plimbat de val și de gând, de, de, negând, nu știu cum să zic. Atât de bine este să îmbrățișezi un copac, îți dă energie în piept, în inimă, te, te satisface aproape ca și îmbrățișarea cu o femeie. Da. Mergem cu ultima întrebare. În sfârșit. În 1981 ați interpretat rolul unui candidat de la percepție în filmul regizat de Lucian Pintilie, De ce trag clopotele mitică. Din cauza cenzurii comuniste, filmul a ajuns pe ecrane după Revoluție, 10 ani mai târziu, fiind foarte bine primit de public și devenind propunerea României la premiile Oscar. Tot în 1981 ați fost cooptat să jucați și în serialul de televiziune Lumini și Umbre, un roman cinematografic creat de scenaristul Titus Popovici. În 1982 apare pe marile ecrane filmul Năpasta, regizat de Alexa Bisarion, unde ați jucat personajul Ion Nebunul, rol pentru care ați luat marele premiu Leul de Aur în 1985 la Arezzo, Italia. Citez din critica de specialitate. Ion Nebunul pare cel mai așezat, mai domolit și mai lucid dintre personaje. De o logică implacabilă, Ion are liniștea celui care și-a asumat destinul. Cum e la Ogne Ioane? Bogda proste bine. Vreau să-mi spuneți cum vedeți, după atâția ani, rolurile pe care le a făcut în filme și ce ați schimba, dacă ați putea. Urmează întrebarea. Care este rolul vieții dumneavoastră? Uh, nu se pune asemenea întrebare. Bine, acum la sfârșit de carieră se poate pune. Că de obicei rolul vieții este ăla la care lucrezi atunci. Ăla e rolul cu... pe care îl iubești. Întâi și întâi vreau să subliniez, să fac o modificare, o corectură. N-am luat eu premiul de interpretare la Arezzo. A luat spectacolul. Premiul cel mare, leul de aur, e luat de spectacolul Năpasta Spus de Alexa Biserion. Și noi, interpreți. am fost acolo. Deci nu eu am luat premiul. E drept că am niște cronici. Acolo există un cronicar italian care se numea nu știu cum, Poesio, 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 care spune ceea ce nicio cronică în România n-a spus. Florin Zanfiscu este un geniu. Domnule, scriu omul ăsta acolo. Da, bun uh, Rolul vieții Rolul care m-a urmărit foarte mult A fost uh, Miroiu din steaua fără nume Acum mă urmărește că îl joacă fiul meu Am jucat în liceu Miroiu Am jucat la admitere Miroiu Am jucat în facultate Miroiu Am jucat în teatru Giulești Miroiu cu Ileana Cernat în Mona și am jucat la televiziunea română Miroiu. Deci m-au urmărit. E peste tot Miroiu. Până când am depășit vârsta, nu se mai putea. Acum joacă fiul meu. Dar rolul. Mie toate rolurile mi-au plăcut. Sunt unele pe care le regret că le-am lucrat, am pierdut vremea am și spus, dar nu vreau să spun care. Vă dau timp. Dar nu vreau să spun care. Joacă mai bine Vlad? Nu, Miroiu nu. Nu, Miroiu nu i-am și spus-o. Indiferent ce crede el. Vlad este un actor uh, foarte robust. Vlad era bun de grig. Miroiu are o candoare, are ceva. Asta ne diferențiază pe mine și pe Vlad. El are o masculinitate. O fermitate și eu sunt mult mai vulnerabil. Am fost de-a lungul carierei un personaj vulnerabil. Și în viața reală? Cred că și în viața reală. Și în viața reală. Mulțumesc. Acestea au fost cele 40 de întrebări și vă mulțumesc încă o dată că ați acceptat invitația noastră și sunteți aici la 40 de întrebări. Cei care ne urmăresc văd acum pe micile ecrane un tabel. Ați răspuns tuturor întrebărilor mele și ne-au mai rămas la dispoziție 4 minute. Dacă sunt chestiuni ce v-ar fi plăcut să vă întreb și eu nu am făcut-o, dacă sunt detalii care mi-au scăpat din biografia dumneavoastră sau pur și simplu dacă sunt chestiuni pe care vreți să le dezvăluiți, Acum este momentul și după aceea va urma nu cred. de mea. Nu cred că am uh, lucruri rămase neatinse. M-ai surprins cu foarte multe din nuanțele pe care le-ai folosit. Nu cred. În ultima perioadă ți-am spus, mi-am scris, mi -am scris amintirile și am cam trecut prin toate. Îți mulțumesc eu pentru invitație. Mult îți mulțumesc. Mi-ai făcut-o enormă satisfacție. Mi-ai dat o enormă satisfacție. Mulțumesc! Mulțumesc! Pentru noi este o onoare, un interviu de, de mare excepție. Aici o să apelez din nou la ajutorul publicului în evaluarea dumneavoastră. Tot ce o să le spun este că sunteți puternic, temperamental, uh, un mare iubitor de țară. Da. Și un mare iubitor de această meserie pe care iată cu atât de, de mult talent o practică. Vreau să spun ce le spunem studenților. Le-am spus la aproape toți. Ce ne adună pe noi aici, în această clasă? Anul întâi, prima zi. Suntem toți aici, nu ne cunoaștem. Eu vă știu că vă știu de la admitere. Dar nu ne cunoaștem și să știți că pe noi ne adună o pasiune comună pentru teatru. Dacă cineva din voi, că eu am dovedit-o, pasiunea, dovedește că s-a înșelat și că nu are pasiune, e liber să plece. Nu ne certăm, nu ne supărăm. Dar nu-i prietenul meu. Mulțumesc, Florin Zanfirescu, dragi telespectatori, am ajuns la finalul emisiunii 40 de întrebări. Săptămâna viitoare vom fi din nou în fața dumneavoastră cu un nou invitat și cu noi întrebări. Mulțumesc pentru atenție, la revedere!